și nu o, o explicație academică, uhum. ci una simplistă. Ok, ce face machine learning? Ok, labeluiește, pune niște etichete unor date. Spune că poza aia e o pisică. Ala e o etichetă. E ca și cum ai pune bunica face dulceață Ștefan, am apăsat pe REC! El e Ștefan Petrică! Salut, Dani! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi... El este Ștefan Petrică! Eu sunt Dan Chivescu. Împreună suntem Arca! Ștefan, trebuie să te întreb, ce facem noi la Arca? Păi, explorăm idei și alternative, Dani, asta facem noi la Arca. Uh, și în episodul de astăzi... Și în episodul de astăzi... <fie> în episodul de astăzi în port cu un invitat Atras deja. special <laughs> exact cofondatoare um, Cofondatoarea Bucharest AI uh, o persoană care uh, cunoaște toate inzenauturile comunității de AI în sfârșit avem și noi un invitat care cunoaște AI play urile locale autohtone internaționale pentru oameni să vorbim despre un subiect hot uh, cu adevărat pe care toată lumea îl folosește probabil toți îl înțelegem prost îl folosim dar nu știm de exact să să pună un pic de ordine în gândurile noastre, că probabil nici noi nu ne, ne pricem mai atât de bine. Ștefan nu poate un pic mai bine decât mine. Da, o persoană foarte interesantă, without further ridu, Alexandra, ne bucurăm că ești aici. Salutare, guys! Da, mersi! E... Introducerea e faină, dar nu e chiar așa pompoasă. Știi cum e? Când un om ajunge undeva, de fapt, realizează că e foarte mult de muncă să ajungă la pasul următor. E bine să te bucuri de unde ai ajuns, într-adevăr, doar că e mult de muncă să înveți mai departe. Iar ei ai -ul e așa o nebuloasă pentru mulți. Inteligența artificială na, e complexă, nu suntem la un nivel de superinteligență, e departe, doar că e multă matematică. Deci cine cunoaște matematică, cu siguranță poate să înțeleagă multe procese, sisteme și tot ce se întâmplă. Iar pentru ceilalți nu e nevoie să știți matematică. În lumea asta trebuie să fie mai multe joburi și toți trebuie să facem mai multe chestii. Nu trebuie să codăm, nu trebuie să fim toți programatori, Slavă Domnului, trebuie să avem profesori, trebuie să avem artiști, trebuie să avem avocați, trebuie să avem medici. Deci ea e doar o părticică, așa nu suntem noi uh -huh. chiar centrali așa în lume. Mai ales că în momentul ăsta cam medicina e centrală sau ar trebui să fie. Deci eu mă văd așa, undeva pe lângă, dar da, sunt o frunză într-un pom. Și promo pomul ăla e verde. Cu toate că, uite, e foarte chiar, modestă. Dar... Apropo de medicină, spunea acum, și da. cum ai spus tu, chiar și un artist o să poată să beneficieze de ajutorul unei inteligențe artificiale. În pandemie am avut o groază de exemple de uh, simulări de rețele neuronale care au ajutat într-un fel la, uh, nu știu, de a cerne, practic, nu știu, șase luni de uh, clinical trials, de exact, exemplu, pentru... de imagini. Absolut. Exact. Aveam un... am un coleg care uh, spunea mai de demult și am preluat și eu ce spunea el, este că ea este, de fapt, o orizontală pentru multe verticale. Așa este. AI-ul va fi o orizontală, folosită pe toate verticalele. Acum că este medicină, că este educație, că este industria automotiv, că este industria de transport, că este retail, absolut toată lumea o să folosească inteligența artificială. Perspectiva este de cazurile aplicate, cum o folosești, ce parte din subtehnologiile astea de AI alegi pentru a-ți maximiza ceea ce vrei și de obicei totul se rezumă la trei KPIs, indicatori de performanță. Prin folosirea de tehnologie trebuie să obții ceva mai repede, se produce mai repede, se produce mai ieftin sau se produce la o calitate mai bună. Unul dintre acești trei KPI, dacă îl îndeplinești, înseamnă că poți folosi tehnologia cu succes. Dacă nu îndeplinești niciun, nu, niciunul dintre cei trei, înseamnă că este doar un moft și poate ar trebui să stai în laborator, poate ar trebui să faci și un prototip în laborator și nu este nicio problemă. Oricum, inteligența artificială per se a ieșit din laborator de curând și tocmai de asta e totă coverage ăsta, toată coverage-ul ăsta, toate știrile pe, pe zona de la, da, din tocmai, media. tocmai din partea asta e interesată de mare media pentru că, de fapt, noi suntem la un moment în care intrăm pe aplicații din lumea reală și doar ce am ieșit din tehnologia de laborator. Um, NASA are un um, Technology Readiness Level niște nivele de pregătire, uh, de pregătire tehnologică, tehnologică. Exact. sunt pe 9 tieruri pe 9 stagii îmi uh -huh. um, cer scuze pentru folosirea Nici o problemă, englezei ideea este că Dani este traducător universal eu sunt un... traducător universal Te... Ștef, Dan Translate. E, e greu să-l depășești pe Ștefan <laughs> la capitolul ăsta Ștefan are câteva zeci de cărți deja și concepte aruncate așa este bine să știm conceptele totuși în engleză, pentru că tehnologii readiness level inventate de NASA nu prea se traduce sau e folosit așa cum, cum a fost inventat. Și au nouă tieruri și practic tierul 1-4 se referă la zona asta incipientă în care tu ești mai mult în laborator, faci prototipul în laborator, ai ceva progres, da, e interesant și motivant să mergi mai departe, ai potențial, dar abia de la nivelul 4 încolo te duci pentru teste clinice, pentru uh, utilizatori reali, impact real în societate, pe o scară mai largă. Uh, e, eh, AI-ul se situează cam la nivelul 3-4 acolo. Toarce a ieșit din laborator și acum înțelegem să avem uh, uh, teste clinice, să avem user, ce înseamnă asta, cum punem în toată viața noastră reală, cum poate consuma mama și să fie bine. Și aici, practic, e societatea la mijloc. Și nu ar, nu toți ar trebui să știm sau să înțelegem. Tocmai asta e cu tehnologiile astea emergente, noi. Că e AI, că e blockchain. Orice ar fi, practic trebuie să intre în viața noastră socială, în viața noastră de zi cu zi, pe care o consumăm, în, într-un fel astfel încât să nu ne schimbe pe noi ca oameni, ci să ne augmenteze. Mm -hmm. să, ok, vreau să fac ceva, hai să-l fac mai bine, mai repede sau mai ieftin. Dacă nu pot să fac asta, de ce folosesc tehnologia? Nu, mm -hmm. sunt, research, nu sunt om de știință. Poate asta e și o chestie care trebuie să... Punem accent pe ea pentru că oamenii se sperie așa un pic. De la Bill Gates și cipare și la AI e doar un pas. 5G-ul aparent e mai mult un baubau decât o chestie care doar să ne dea un transfer mai mare de date, un fruput mai mare. O evoluție normală Ceva normal, da? da. Adică statea subversiuni și atâtea agende în spatele la niște chestii care ar trebui doar să ne ajute mă bucur că ești aici, să putem să deslușim așa un pic că lumea, na, mama, tata, bunica, cine aude de AI, dacă înțelege măcar ce e AI-ul ăla acolo, se cam sperie. Oamenii se sperie, nu înțeleg, cred că vor fi înlocuiți de niște roboței care vor veni și vor face absolut tot ce fac ei mai bine. În loc, cum ai spus și tu, să facă mai rapid, mai ieftin, mai eficient din tascurile lor, ca să le libereze din timp să facă altceva, să Devină, nu știu, un pictor mai bun, un părinte mai bun, să schimbe sistemul educațional poate, sau cel medical. Și e, e mai ușor, ai, ai zis și tu că are acoperire media, nu? Și media de obicei încearcă să... Asta e problema cea mai mare, că ce, ce încearcă media, să atragă cât mai, mulți, câte mai mulți, cât mai multe vizualizări, cât mai mulți oameni care să uite și în lumea asta haotică, tehnologică. Um, poate la început când nu erau telefoanele sau când nu aveam chestiile astea, oamenii nu le băgau în seamă. Acum ăsta e jocul pe care îl jucăm și automat tot ce e mai rău se vinde mai bine. Tot ce e mai uh, dureros, așa, uh, conspiraționist sau uite, îți pierzi jobul pentru că vine inteligența artificială, uh, oamenii se gândesc deja la, la familia Jetson și la Terminator. <laughs> Back. Pentru că și filmele Hollywood au avut și ele un impact. Eu cred că e important, nu știu, awareness asta, conștientizarea asta a oamenilor să înțeleagă ce înseamnă următorul pas în tehnologie, chiar dacă nu înțeleg ei toate, toate, de, desubturile, de, desubturile, da. exact, toate de desubturile tehnologiei. Că niciunul din noi nu știm să, să facem un telefon de la zero, un smartphone, dar îl folosim în fiecare zi. Așa cam este și cu inteligența artificială. Și cu toate astea sunt sigur că sunt foarte mulți uh, doritori, uh, programatori. Până la urmă, na, din IT treci către o zonă, din uh, data science treci în zona asta. Uh, astea sunt primele, pentru că au, uh, au o strânsă legătură cu domeniul. dacă cum ai zis și tu, la un moment dat domeniul ăsta va deveni destul de mare. Da, nu ne ajută trecutul ăsta futurist, așa și științifico-fantastic, dar dacă stai te gândești că trecutul ăsta a venit dintr-o nevoie de a distra populația și de a oferi ceva de consum, da, dar acum s-a schimbat. Practic, avem partea aplicată, vine în lumea reală și ce a fost într-un film, da, a fost o inspirație, dar nu era ceva exact. Nu ne ajută să distribuim informația corectă, Uh, uite, este o valoare profesională la care țin eu foarte mult, etica profesională a mea este că trebuie să ai integritate în tot ceea ce faci uh, și prin asta mă refer la faptul că nu trebuie să ajuți la distribuția de informații false, nu știi ceva 100%, nu poți explica în termeni simpli, așa cum toți știm să explici unui copil de 5 ani, nu explica, stop, oprește-te, lasă pe altcineva care face asta mai bine. Nu trebuie să știi tu să faci lucrul respectiv, nu trebuie să stai să te auzi într-un podcast uh -huh. și așa mai departe. Sau alege să vorbești despre subiectele pe care le stăpânești cu bine. Uh, asta va ajuta ca noi să creștem oamenii din jur și să răspândim informația corectă, că e foarte important, și să încurajăm oamenii să nu gândească așa, uh, nu știu, uh, nu știu, vin roboții, ne iau joburile și așa mai departe. Da, uh, plus că dacă scoți o informație din context, da, ne iau joburile, da, se pierd 500.000 de, de joburi. Dar cealaltă parte a frazei este că se creează 800.000 de, de joburi. Exact Asta înseamnă că ai deja o plusvaloare. Că tu crezi locuri de muncă prin folosirea acestei tehnologii. Dar nimeni nu spune și partea a doua a frazei. Știi, e bine să folosim fraze complexe și cuvinte de legătură și să nu folosim fraze simple și să ne oprim acolo. Uh, Vin roboții și ne iau joburile. Ok. E populist până la urmă dacă stai să te gândești bine da. și doar servește o agendă. Așa am fi, fi rămas toți la agricultură. Corect. <l> Dădeam cu sapă așa Se apropie suficient de mult de partea politică în care scoți lucruri din context pentru a deservi scopul curent sau pentru a te poziționa mai Absolut. bine în clasamente. Dar nu știu dacă trebuie să ne... Să, să vorbim așa, să abordăm așa despre ceva ce ne va avea un impact atât de mare sau vom consuma toți. Tocmai de asta trebuie. Uite, eu privesc AI-ul sau inteligența artificială, cum privesc și coronavirusul, bine, sugerea asta e un pic dubioasă, dar în sensul că ar trebui toți să acordăm atenție, să fim conștiențiosi, să nu conteze culoarea, sexul, etnia sau ce partid politic sau așa mai departe, tot să dăm mână cu mână și să schimbăm ceva pentru că e sănătatea tuturor. Ei, cam așa văd și inteligența artificială hai toți să încercăm să asimilăm informațiile, așa cum doctorii au avut puterea și au puterea să învețe în alea două ore pe care le au seara și să învețe despre partea asta nouă cu care ei se confruntă, și nu comentează și își fac treaba cu mândrie și cu responsabilitate, ai și noi să facem același lucru. Nu stăm acum să citim un articol, nu ne uităm la sursă, nu verificăm sursa, înțelegem greșit, distribuim greșit informația. Ok, sunt într-adevăr niște joburi uri apărute în noi, acum machine learning, nu mai sunt așa noi, sunt deja vechi. Ar trebui deja să avem suficiente informații încât să oferim o explicație destul de simplistă. Și nu... O, o explicație academică, mm -hmm. ce una simplistă. Ok, ce face machine learning? Ok, label pune niște etichete unor date. Spune că poza aia e o pisică, ala, e o etichetă. E ca și cum ai pune bunica face dulceață și pune pe... Scuze că am dat în masă. <laughs> passionate people. Pune pe borcanul de dulceață eticheta că este dulceață de vișine. Perfect! Exact, la ce <laughs> Bunica, prima componentă din mele. <laughs> din mele, da. Da, și asta cu cât asociezi sau faci comparații oamenilor cu lucrurile cu care pot rezona, cu atât vor putea înțelege că, ok, nu e chiar atât de complicat. Și uite, chiar dacă ne ia joburile, ne face alte joburi. Și nu înseamnă că, nu știu, mama mea, 50 ceva, 60 de ani, trebuie să înveți acum machine learning. Pe departe. Vor fi joburi care, pe care ea le, le va putea face trebuie doar să fim puțin deschiși și să nu dăm întâi cu parola și sau mm -hmm. să sărim așa. Nu, 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 nu. Hai să ascultăm întâi. Frica de necunoscut până la urmă, că schimbările de obicei vin și de fiecare dată ne apă în surprindere, știi? Și avem chestia asta mereu... Sunt oameni care vor să sunt curioși, știi? Și încurajez pe toată lumea să fie curioasă, să înțeleagă un pic din termeni ăștia și am tot folosit câțiva termeni și cred că, apropo de oameni care nu știu din termenii ăștia, m-am gândit așa să facem un mic dicționar așa. De ce înseamnă tot? tot... Un dicționar explicativ al inteligenței încercăm artificiale, să dăm așa data, pă... science. Da. <laughs> data science. Da, data science, <laughs> bam, direct. Uh, să încercăm să explicăm un pic. Uh, cred că de... în România s-a auzit foarte mult de UiPath. Da. Uh, unul dintre unicornii miliarde, cred că e a ajuns la 10 miliarde sau 10 miliarde plus, ceea ce este incredibil. Și felicitărilor, mi se pare, o realizare incredibilă. Și acolo ei fac Robotic Process Automation. Ce este Robotic Process Automation? Din... Da, deci în primul rând, și care chiar ar orice da? român ar trebui să știe povestea asta. Nu neapărat că suntem români și că ne mândrim, ci parcursul ăsta și, nu știu, binarea asta de muncă, perseverență, poziționare, dar noroc. Că a fost mult noroc. Au muncit mult înainte să ajungă aici. Au muncit vreo 10 ani. Înainte. 10 ani, exact. Ăsta da. e un exemplu pe care ar trebui, ce ar trebui distribui mult mai mult ca lumea să înțeleagă că succesul nu vine peste noapte. Noi trebuie să fim dispuși să punem um, mai mult efort ca să obținem ceva, dar trebuie să avem și o minte deschisă să ne repoziționăm dacă e nevoie, știi? Că vorbeam de faptul că oamenii sunt închiși, că nu vor să accepte noul. E, UiPath, nu numai că a acceptat, a pivotat, a încercat să facă chestii, și-au găsit propriul drum și-au format o nișă. Uh, nișa asta de Robotic Process Automation, RPA, și care se referă, de fapt, la automatizarea unui task dintr-un job, uh -huh. uh, nu este așa ceva științific-o fantastic. Uh, Blend-ul cu ei nici nu a existat la început, sincer, pentru că era doar o automatizare de task într-un job. Uh, dacă eu trebuia să pun într-un document ziua de naștere a cuiva, îmi făceam ceva, ce -mi, un script ce mi-l puteam configura, ce mi-a automatizat, automatizat task-ul ăsta. Deci, practic, se lua din job-ul unui om munca asta repetitivă de a-l transforma în roboțel, de a nu fi creativ, de a nu gândi. Da. Ei, și practic ei au făcut partea asta de um, muncitor virtual în care pur și simplu tu automatizezi o sarcină dintr-un job uh, într-un mod repetitiv. Um, ce e interesant la Robotic Process Automation însă este îmbinarea asta cu subtehnologii de AI, um, CarPi RPA în sine. De oameni de știință nu e văzut așa tocmai AI. E foarte low level. Da, e automatizare. Uh cum ai spus și uh, verticala asta de RPA, va avea, fără doar și poate nevoie, sau va ajunge mai departe cu orizontala, cu sau componenta respectiv de AI. Absolut. Și tocmai da, acum se, se observă chiar progrese mai, mai mari, adresează așa mai holistic uh, problema în momentul în care îmbini RPA-ul cu Machine Learning sau Natural Language Processing. Machine Learning înseamnă um, a pune etichete pe obiecte sau pe... Uh, uh, descripții pe mm -hmm. care le ai, iar uh, Natural Language Processing înseamnă pur și simplu modalitatea asta de a putea lucra cu cuvinte, de a putea înțelege și de a putea forma mai departe ceva nou. E, astea două împreună cu RPA pot da naștere la ceva mult mai holistic, așa să adresăm dintr-un view de 360. e deci, și... o evoluție programatică, până la urmă, pentru că Multă lume nu știe, practic, când aude de cod sau când aude de programare, până la urmă este tot felul nostru de a accesa un sistem de binar right. cât mai simplu pentru noi și cât mai ușor. Dacă acum, nu știu, 40 de ani îți lua milioane de linii de cod să scrii ceva, până la urmă liniile de cod erau scrise, pe o de calcul perforat. erau scrise tot de oameni, erau, da. erau doar niște reguli pe care noi la nivel de programare, le-am luat să zicem că asta e egal asta. Exact. Și acum, foarte în momentul ăsta... Exact, foarte simplist. Um, RPA-ul se ducea, practic, peste aplicațiile respective și doar le, doar le ajuta. Că, practic, automatizarea, dacă stai să te gândești bine, putea să fie și programatic făcută, mm. foarte Absolut. simplu. Numai că ar fi da, singura mult mai singura diferență ar fi că vine la... Ce, ce aduce nou este interfața asta... Uma, uh, în care omul poate administra, poate gestiona și configura acel robot virtual, acel muncitor virtual. Exact. Uh, înainte nu aveai partea asta de interfață umană. Roboției, cum să spun acum în uh, lingo ăsta, da. ro roboției ajută, exact, și ajută, da. ajută configuratorul în anumite situații pe care ar fi fost greu să te întorci înapoi la departamentul de IT, să poți să faci iar niște schimbări. Exact. Un programator ar fi trebuit să gândească și un quality assurance, dar și un tester ar trebui să gândească la toate scenariile pe care un utilizator ar uh, imputa acolo în, da. în tool-ul ăla, ceea ce dă o mare flexibilitate, până la urmă. Da. Hai să vorbim un pic de machine learning. Că ai uh -huh. adus un pic și machine learning este foarte interesant. E așa o... Da, e, e aici e o E foarte de greu de tradus și drept. Da, e drept Machine e drept learning ar fi, nu știu, un, 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 învățarea um, artificială, cred. Cred că așa l-aș... laș Uite, astea sunt niște întrebări pe care, la care nu pot răspunde. Nu, nu folosesc mașini cred că n-am tradus niciodată cuvântul machine learning. Și, sincer, cred că și în paper-uri, în lucrării românești exact. ale oamenilor wow. de știință, se păstrează jargonul ăsta. Um, da, deci asta este modul de a pune un, o etichetă unor um, descrieri, uh, să-i spui că ai, nu știu, uite, ai o un GoPro. Nu, ai o cameră. Uh -huh. Ok, label-ul e GoPro, o la uh -huh. GoPro. Um, Practic, este un mod mai inteligent de a comunica cu calculatorul, adăugându-i label. Nu este așa foarte științific o fantastic pe cât sună numele. E un mod de a eficientiza, doar că se folosește destul de mult de AI, o inteligență artificială. De multe ori când folosim termenul inteligență artificială, înseamnă de fapt că ne referim mai mult la machine learning. Este cel mai folosit din exact. subtehnologia de, de AI. Um, nu este deloc futurist, e, ajută foarte mult la eficiență, te ajută să mergi cu un pas mai departe. Um, e doar etapa asta de clasificare, de evaluire, asociere. Exact. asociere. Pentru asta avem nevoie de un model, deci trebuie să facem, să construim un model. Exact. Întâi, Ce se întâmplă interesant este că da, ai două perspective. Perspectiva supervizată și perspectiva nesupervizată. Cea supervizată, într-adevăr, ai nevoie de un om, ai data, site-uri de date, ai un um, input și un output și tu îi dai niște date, se pune label și pe urmă B output și cu ăla faci ceva mai departe. Acum, da... Partea asta supervizată, în care omul controlează, e cea mai răspândită. Partea mai interesantă la machine learning e partea nesupervizată, în care tu, ca dezvoltator, nu stai atât de mult pe lângă setul ăla de date și poate să-și facă uh, singur o mare parte din muncă. Dar ce e și mai interesant, e ce se întâmplă mai departe de machine learning. Ce se întâmplă? Ok, ai clasificat tu, ai pus label-uri pe datele alea, ce faci mai departe? Că nu e suficient. Dar vine foarte oportun pentru că înainte de inteligența artificială a fost big data sau s-a vorbit mult de big data, de bazele astea de date care au acumulat foarte, foarte multe date. Lumea, companiile, în general companiile mai mari ce aveau bugete, ce își permiteau, storau multe, multe date. E, ăsta e momentul în care punem datele alea la muncă. Uhum. Apare inteligența artificială și pur și simplu acum putem să, într-adevăr, cu ajutorul data science-ului și machine learning-ului, să facem, să utilizăm datele respective pentru a le folosi în ceva. Acum în ce le folosim, ce ipoteze stabilim și ce vrem să, unde vrem să ajungem, într-adevăr, asta trebuie decis. Țin, țin, minte, apropo de date, era la un moment dat o analiză pe, pe un anumit joc video, da? în care aveam date despre utilizatori, nu erau niște date confidențiale, erau niște date pur și simplu de uh, folosința jocului. Și țin minte, eram într o prezentare, în care uh, pur și simplu aveam și echipa de uh, data science acolo. Uh, aveam niște corelații acolo și ne uitam și în uh, tipul care vorbea, zicea: "Uite, avem aici utilizatorii ăștia care din oarecare dorință, cei din Brazilia joacă foarte mult jocul ăsta între ora asta și ora asta. Nu știm de ce, dar asta fac. Deci, Poți să inferezi și, și să corelezi cu alte informații ca să înțelegi acel exact. de ce. Asta ar fi interesant. Corelația respectivă cred că este um, una dintre cele mai complexe lucruri pe care poți să faci. Chiar este un website, aș recomanda tuturor, este foarte, este foarte fun, se numește Spurious Correlations, în care fac corelații sp spurious. spurious. O să îl punem în linkul de mai jos atunci când da, subscribe, uh, și practic uh, face corelații super dubioase. De exemplu, uh, numărul de oameni care au murit în accidente aviatice se corelează cu uh, câte pisici au căzut de la etaj în perioada respectivă. Deci, pur și simplu, graficele respective se pupă, dar n-au absolut nicio legătură cu el. Adică, legătura nu este, dar corelație este. Și ce înseamnă corelație, practic, în setul ăla de date. Se, se afișează pe un grafic. Graficul respectiv are și el un o axă Y X acolo pe care le vezi. Și practic corelațiile respective sunt totala din context, dar contextul respectiv pe care probabil din mașini, din inteligența artificială, exact aia care partea asta nesupervizată de care vorbeai, poate naște la niște um, detalii pe care noi pe care ne aduce plus valoare. Și cam cam asta este Cred că e goana aurului acolo de care vorbeai tu, de acel big data, pentru că toată lumea vorbea de big data. De ce e big? Pentru că sunt foarte multe necorelate, sunt date dump, unele din ele, și uh, goana aurului este de fapt goana datelor în momentul de față. Doar că asta vine la pachet cu niște challenge-uri, că, uite, asta exact. e o problemă la companiile mari, că ei au storat datele, uh, rău, așa, fără să gândească mm -hmm. cum le categorisim, exact. fără să le punem în niște silos-uri. E, și acum e problema că datele alea nu sunt leibăluite, nu au etichete pe ele. Și să le pui etichete este o muncă foarte lungă și uneori manuală. Și e foarte complicat să, să folosești datele respective în momentul de față. Iar ce spuneai tu cu corelarea asta, să găsești niște detalii care de fapt sunt comune unei cohorte, unor oameni și poți să explici ceva, da, exact, să explici ceva inexplicabil. Um, în momentul de față, pentru asta se folosește și neural networks, rețele neuronale, exact. în care pur și simplu ei, partea asta ce a făcut o machine learning, ok, ți ți ai laborul, ai uh, clasificare, e pe urmă, hai să facem relaționarea între clasificările astea. Care e relaționarea? Ce obiecte comune găsim? Ce um, teren comun găsim? Și aici, de fapt, rețelele neuronale ne ajută destul de mult și sunt foarte utile. E, pa practic, um, partea asta din deep learning dacă vrei, iar deep learning -ul este un fel de machine learning mai avansat. Este etapa următoare. În care e un fel de cutie neagră pentru mulți dintre ingineri. Nu, exact. nu ai acces la cum se fac acele lucruri. Și coreleți. dacă îți mai dau încă un detaliu acum, să mai adaug puțină chesti, informație. DARPA, Department of Advanced Research agency, uh -huh. este din state. Oamenii care ne-au dat internetul. Da, <laughs> da, arpanetul, Practic mai Arpanet. de mult. Da, 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 bravo. Uh, ei iau un proiect de explainable AI, se numește, adică un fel de uh, inteligență artificială ce poate fi explicată. Ce puțin deciziile pe care le ia algoritmul să poată fi explicate. Și ei vor să construiască un algoritm uh, pe care tu îl poți pune, un agent, pe care îl poți pune în... Uh, să zicem, pipeline-ul tău, care poate oricând să-ți explice cum a fost luată o decizie și de ce a fost luată o decizie. Un lucru extrem de complicat, ce nu există, de care avem nevoie, ca un curs natural de dezvoltare. Ok, prima oară am avut nevoie de date și de oameni ca să preia datele, să le labeluiască și așa mai departe. Pe urmă, venim și în learning-ul, folosim puțin din subtehnologie de AI. E Acum trebuie să le și putem explica. Pentru că dacă vrem să aducem uh, inteligența artificială la nivel de uh, a fi consumată în societate și la nivel de business, trebuie să respecte aceleași reguli de business ca și înainte. Dacă o societate incorporată trebuie să ofere audit, așa trebuie și startup-urile de AI. Uh, practic nu trebuie să uh, flexezi să, să îndoi regulile Pentru a face loc uh, start de AI sau business-urilor Sau tehnologie de AI Ci AI-ul trebuie să respecte regulile noastre de societate Dacă în societate trebuie să avem transparență Și să putem justifica de ce s-a luat decizia Să facă o mașină la dreapta Tu trebuie să arăți chestia asta într-un flow uh, Și modelele astea de Machine learning De, de explainable AI uh, Urmăresc să facă tocmai asta ei iau un roadmap pe care îl actualizează pe site-ul lor, DARPA.com destul de des livrarea e parcă la sfârșit de 2021 în care vor să dea un model pe care tu îl poți pune în pipeline-ul tău care îți face tocmai chestia asta acum da, să fie aplicat și comercial nu cred că o să se întâmple atât de repede dar e, e un progres destul de mare și avem nevoie de asta toată lumea, mai ales Europa în special, pentru că Europa se focusează foarte mult pe partea asta de regulamentare, reglementare. Și cred că Europa, mai mult decât alte zone, ar fi mai interesată, cu toate că și America, clar, este direct interesată din momentul ce care îl dezvoltă. Dar da, sunt foarte multe concepte în zona de inteligență artificială ce par complexe datorită jargonului folosit. Mm -hmm. Sunt așa foarte pompos, machine learning, deep learning, neural networks, rețele neuronale, au, ne gândim că cineva are creierul ca al nostru, ia decizii. Apropo, super de ca al nostru, eu sunt un pic agnostic de partea cu ei și chiar vreau să tratăm pentru că sunt, să zicem, un mare fan al domeniului și aș vrea să ajungem mai repede la ceea ce eu numesc AI, adică acea singularitate, da? Deci programelul ăla care gândește singur. Și da, e, uite, asta cred că e inclusiv un bias obținut prin media. Deci e Sincer. un bias. Da, deci da. niciodată AI-ul nu vrea să ajungă să primească, adică programezi AI-ul și el vine și definește un joc nou. Superinteligența există și există, uite, de exemplu, Google are Child AIs în care pur și simplu un, un algoritm poate să-și facă mini algoritme micuțe uh -huh. pe care le folosește. Și da, poți să să-ți creezi un joc, nu este nicio problemă. Doar că acel algoritm să poată lua decizii, să gândească, să aibă inteligență emoțională să poată să fie autonom, cum este un mm -hmm. om, și să fie mm -hmm. mai inteligent, că de-aia se numește și superinteligență. Suntem departe. Este un website destul de util pentru oamenii care încearcă să înțeleagă drumul ăsta spre superinteligență. Se numește waitbutwhy.com uh, și chiar au un articol Bună despre... referință, referență, da. da. Este un articol mai vechi, din 2017, dar explică foarte bine cele trei tipuri de inteligență exact, artificială, da. practic. Și acolo poți să înțelegi clar Uh, progresul conform legii lui Moore, dar poți să înțelegi și multe alte lucruri care sunt destul de departe. Adică, da, poate în laboratoare, știi cum e? E ca atunci când te duci la o expoziție de mașini și vezi un prototip super cool acolo și zici wow, ce futurist e, uite, arată ca badmobile-ul și așa mai departe. E, asta e în laboratorii, la expoziția aia, uh -huh. la show-ul ăla. Nu cred că ai văzut tu pe, pe stradă mașina aia și nu cred că o să o vezi. Așa se întâmplă și cu ei, ai, În laboratoare sunt multe lucruri ce au avansat și e bine, dar oricum nu suntem la partea asta în care să fim de superinteligență și tocmai pentru că s-a distribuit în media termenul ăsta destul de mult prin filme, prin articole, oamenii... se sperie și pun întrebări doar în direcția asta, pe când noi avem probleme totuși să... Suntem încă la machine learning, clasificare. Exact, îmi place asta. Chiar asta vreau să spun o preistorie. Eu consider că suntem încă la nivelul de machine learning sau luăm mai multe cohorte de sisteme, să zicem, care au uh, componenta asta de mele, sau să zicem un mele mai avansat și le numim neural networks și le punem să ia niște decizii bazându-se pe constrângerile celorlalte și și aia sisteme. Și chiar e foarte complicat, adică e ceva avansat. Uh -huh. Și acum ce se întâmplă Uh, cum distingi în uh, pool ăsta, în toată piața asta de inițiative de AI, cum distingi care inițiativă este de fapt conditional logic și care este AI, care este algoritm. E, sunt, iarăși, te întorci la NASA și la technology readiness levels. Te uiți pe scara de cele 9 tieruri, ce nouă stadii, unde sunt ele poziționate? O, oh, păi nu am ajuns la stadiul 9. Suntem oameni la 3-4, mai e mult Înțeleg. până acolo. Da. Dar, într-adevăr, viteza cu care ne mișcăm e interesantă și o să dau un exemplu aici. De exemplu, un uh, sistem de clasificare de imagini, treinuirea unui sistem de clasificare de imagini în 2017, spre sfârșit de ani, într-o într infrastructură de cloud, se putea face, se treinui în aproximativ 3 minute. Acum, adică undeva iulie 2019 se poate uh, treinui acest sistem de clasificare de imagini undeva la 88 de secunde, un minut jumate. Deci a scăzut mm -hmm. la jumătate. Mm -hmm. e, și noi vedem că viteza asta cu care um, descreștem timpul, dar și costul pentru a obține acel job uh, de AI mm -hmm. uh, scade destul de mult și merge în incremente de 3,4 luni, cam așa. Adică odată la 3,4 3,4 luni vedem că obținem e un improvement. un, improvement. un improvement. Da. Scade, da. Și asta e interesant pentru că deschide, de fapt, drumul spre superinteligență. Mm -hmm. nice. Dar da. nu suntem acolo. Nu suntem acolo. Și, și sunt multe știri pe și seama Nici nu avem cum să fim acolo. Um, și prim... acum intrăm într-o altă știre care poate fi care? puțin distribuită fals. E partea asta de quantum computing. Da, chiar vreau să te întreb de quantum computing, dar înainte să intrăm în quantum computing, apropo de AI, ziceam că cele trei tipuri de inteligență artificială și cred că au fost întrebați la un moment dat, nu știu, cei mai mari tinker, 25 da. de cei mai mari tinker și ziceau și fiecare au venit cu... U, unii au zis în 10 ani, unii au zis în 50, știi? Adică și oamenii cu foarte da. multă experiență, dar cu în același timp cu o plajă enormă. În 2017. Mm -hmm. În 2020 a început să se reducă acel spectru undeva la 25 de ani. Uh -huh. În mare pentru că se vede cum evoluează. În același timp, câte, uh, câte lucrări de cercetare erau scrise, erau, scrise puteai, erau, nu știu, câteva sute de lucrări de cercetare în 2015. Acum sunt câteva mii pe zi. Ceea ce uh, se vede foarte mult cu cât oamenii intră în domeniu. Asta mi se pare cea mai tare, cea mai interesantă, cel mai interesant aspect al societății din secolul 21. Faptul că puterea noastră stă în numerele noastre, câți oameni de fapt intră și aduc aportul. Nu mai suntem în timpul lui Edison sau în timpul uh -huh. Tesla în care îl vedeai un trailblazer de la care se ducea și făcea el și făcea unul singur și toată lumea îl știe. Poate da. Elon Musk să zicem, dar chiar și Elon Musk nu a făcut el singur, are în spate de mai compania și atâția ingineri incredibili. Și Edison avea, evident, compania lui general electric și așa mai departe, dar totuși, oamenii erau inventatorii, promotorii, ei făceau totul. Acum, uh -huh. practic, noi punem efectiv puterea computațională a creierilor noastre să facem chestia asta. Și uh, e vorba doar de timp, nu este vorba de, uh, uh -huh. E vorba de când, nu este vorba de. Uh, dacă. Dacă, uh -huh. dacă, știi? Și încă suntem la acel narrow AI de care se vorbește. Asta e să facem, Da, punem să facă pentru ceva că... specific. Și atâta vrem în momentul ăsta să facă ceva specific, să mă ducă din punctul A în punctul B. Pentru toți oamenii care se uită, mai ales dacă sunt oameni tineri, Asta e super îmbucurător pentru că este un domeniu emergent, cum ai spus. Suntem chiar în, putem să-i zicem, în infancy, zi, Ștefan, acum poți să fii traducător în... <laughs> da, <laughs> în în părțile de început. E, părțile în părțile de început ale domeniului Copilăria e ai -ului. Și cu adevărat e o industrie efervescentă, cu mare potențial, adică doar să ne imaginăm că poate oamenii au avut chestia asta, hai să luăm și niște exemple palpabile. România este, uite, hai un exemplu, mi-a venit acum. Ce avem noi în comun cu Franța? producem cam aceeași cantitate. Suntem grânarele Europei, da? Deci pentru oamenii care nu știu, Franța produce cam la fel de multe, să zicem, să luăm porumbul, cam la fel de mult porumb ca România. Singura problemă că ei îl produc pe mai puțin de jumătate din terenul pe care îl producem noi. Da. Cum ar fi să introducem într-un sistem foarte mare de mele, să avem o inițiativă mai frumoasă, hai să ne gândim la nivel statal, dacă statul ar merge cum ar trebui, și să avem Minți luminate, Doamne, Doamne ferește, chiar avem o grămadă, de, bine, Doamne ajută, dar îi punem pe ei acolo, uite, cum a, să zicem, un fel de inițiativă cum era aia cu tehnologizarea pe domeniul tehnolocraților, luceoloși, da? Uh -huh. Au avut ei niște inițiative, să zicem că poate oamenii erau lăsați acolo să muncească în continuare. Și veneau cu o inițiativă în care, băi, corelăm, avem o grămadă de stații de uh, zi, meteorologice. Hai să corelăm toate datele pe toți anii, să vedem, să nu ne mai plângem că, a, am avut o cultură proastă, că facem da. și noi niște predicții. Exact, facem da? niște predicții. Hai să vedem, uh, poate trebuie să schimbăm cultura asta cu altceva, că vine vin două pe, pe, pe zi, sezoane secetoase. Pivotăm, cum ai spus și tu. Am fi în altă parte, am fi poate și noi ca, partea, ca Franța. Partea mai tristă este că, da, ANM-ul dă uh, datele respective la Agenția, Națională, na, Agenția Europeană de Meteorologie, în același timp noi folosim absolut toate datele de la sateliții Europei care, de fapt, nu sunt a noștrii, sunt a Franței, a, mă rog, a altor state, dar în, în contextul europene și folosim toate datele pe care îi le dau. Adică noi nu facem efectiv informația respectivă, dar se corelează anumite informații. Probabil că nici nu vedem valoarea, suntem, nu suntem încă acolo. Doar suntem de consumatori. Că Franța. Să știi că Franța versus România pe zona de inteligență artificială e o discrepanță foarte, foarte mare. Și am plecat cam din același loc și, slavă Domnului, avem un talent asemănător, în sensul că avem și noi academicieni, avem și noi oameni de știință la fel de capabili, poate chiar mai capabili. Venim tot așa dintr-un trecut cu matematică multă, deci avem cam același start point, punct de start, dar ei fac ceva diferit și în ultimii 3, 4, 5 ani au făcut ceva diferit. E sprijinul guvernamental pe programe din partea asta de sector guvernamental și cooperarea între entități Wow, da, lucru da. care la noi nu se întâmplă. Franța este printre puținele țări din Europa unde investitorii investesc într-un proced de 5%, conform statisticilor de anul trecut, pentru că nu există interes din partea startup-urilor de AI, cu AI, cu inteligență artificială, de a primi bani de investiție, pentru că deja au programe pe care le pot accesa. Mm -hmm. În România nu ai programe pe care le poți accesa. Poți accesa niște bani de la Uniunea Europeană la care îți depui documentație, cum orice alt stat din Uniunea Europeană poate, dar nu ai nimic local. În Franța este o putere imensă, de la zonă la zonă. De exemplu, eu sunt un advisor la un startup um, francez um, din Grenoble uh, și ei nici nu s-au gândit vreodată să acceseze banii la investitori, tocmai pentru că au primit vreo 200.000 de la stat printr-un anumit program, wow. într-adevăr justificat, pentru că au avut, uh, o, o, folosesc ceva ce au construit într-un laborator de știință și acum îl duc mai departe și vor să-l ducă în lumea reală, aplicată, rezolvă o problemă de impact din zona asta de AI for Good, adică să faci ceva pentru impactul societății civile și întotdeauna ei au alte probleme cu care se confruntă decât avem noi. Banii nu sunt una dintre ele. Ceea ce e interesant. Sună foarte frumos. Sună frumos și sună productiv. Ștefan, mutăm marca în Franța. E greu. Ce păcea, trebuie să o luăm pe Dunăre înapoi, nu? Nu cred că putem să ajungem în Franța, nu cred că avem interconectate, dar ne gândim, Noi de acolo o punem pe... Uh, <laughs> o punem pe tir. Uite, dronele au fost... Ușor acceptate de FDA în America pentru Amazon, să poată distribui cu dronele, că era în proces de, de aprobare și au fost acum câteva zile acceptate. Da, da, chiar a fost și mi se pare interesant că Amazon era printre primele și a fost de fapt a treia companie care a primit aprobare. Cred că a fost o chestie acolo. De... Dar mă gândeam, la, mă gândeam la chestia asta, că vorbeam de Europa și vorbeam de faptul că... Um, Franța, România, avem programe naționale, în același timp avem și programe UE, dar programele UE sunt un pic dated, că șapte ani de zile, ci niște, să vedem acum în exercițiul următor, uh, 2020-2027, în care pentru oameni care nu urmăresc neapărat chestia asta, odată la șapte ani, UE își, își, își construiesc bugetul pentru Uniunea Europeană. Și noi am primit, am primit în 2007-2014, 2014-2020 și așa mai departe, la fiecare șapte ani. Um, Statele Unite și China. Statele Unite și China cred că sunt acum într-o bătălie de dominație la nivel de inteligență artificială. Noi suntem foarte, având în vedere că noi suntem uh, foarte apropiați de Statele Unite din toate punctele de vedere, uh, vedem foarte mult... Uh, Uh, mult efort și evoluție din partea companiilor respective. Toate companiile tehnologice din lume pe care le folosim acum, marea majoritate, supremația încă este la statul. Absolut, și toate platformele, arhitectura de cloud, uh -huh. tot. Tot e folosit de acolo. Exact. China, în schimb, a venit cu, cu, altă, cu altă abordare. Uh, nu vreau să intru în politica de abordare a Chinei, dar a venit și este deja... Uh, avansează foarte mult pe partea de cercetare. Cred că sunt primii la nivel de uh, lucrări științifice. Și în același timp și vor și colaborare, ceea ce este foarte important. Adică și colaborează într-un mediu semi-deschis. Doar Unde? că ei sunt primiți și la partea de aplicată, din păcate, că exact. și care e faza? Că ei poți să ai diferență academică, porți. dar dacă partea aplicată totuși conduci, e o diferență majoră, pentru că tu deja ai în producție, deja folosești, deja îmbunătățești. Pe când celelalte state, dacă la partea aplicată nu au atât de mult progres, o să, o să fie o nu știu, o diferență destul de mare. Uite n -n China... n chestia asta, știi? Apropo de asta, știi? Ai, scuze că te era chestia cu partea de stat, guvernamental, cum ai spus, și partea de privat. Și acolo liniile uh, sunt aproape overlapping. Da. Uh, în Statele Unite nu ai chestia asta. Acolo totul, totul privatul primează, guvernul teoretic ar trebui să aibă cât mai puțină implicare. Cum rămâne, unde este, un, unde rămâne Europa? Și mai, mai precis, Uniunea Europeană, până la urmă, dacă ne gândim că... România în niciun caz n-ar avea niciodată vreo, sau da. nici Franța, nici Anglia, nici Germania, totuși sunt, uh, sunt, sunt companii... mult prea mici, în... da, trebuie să luați le sunt, sunt țări mari, dar uie. conglomerat, uie. Cum, cum vezi Europa între cei doi titani în care se bată în... în, în când n-am auzit foarte mult despre AI din Europa. E o întrebare foarte bună. E o întrebare, sincer, ce este dezbătută destul de intens tot timpul, așa. Nu există un răspuns universal valabil și cred că sfatul pe care, ce este dat de majoritatea oamenilor luminați este că nu trebuie să copiem unii de la alții. America nu trebuie să copieze de la China, Europa nu trebuie să le copieze de la America și de la China. Și toată lumea trebuie să încerce să-și găsească partea asta, avantajul ăsta al lui unic, ce face diferența? Ce poate să aducă China și nu poate să aducă Statele Unite și uh, Europa? Păi clar, este uh, deployment-ul ăsta în production, să lansezi o tehnologie către populația largă la o scară mare. Pentru că având un regim politic ce îți permite un control totalitar și atâta vreme cât tu ai o politică de administrare de date iarăși foarte bine stabilită și este un singur jucător ce coordonează partea asta, poți face. Ok, asta nu poți face în state, nu poți face în Europa. Europa are multe state membre, fiecare cu propriile reglementări, într-adevăr este ceva de grup la UE, dar totuși nu poți face. În America iarăși nu poți face, ai reguli, deja sub tehnologiile de AI au început să fie reglementate, ai zona de San Francisco, cred că acum și alte state au început să baneze facial recognition și în Europa au început să fie banate, inclusiv Amazonul mai servește serviciilor de facial recognition către scară largă de consum. Deci ai perspective diferite. Chinezii în schimb, da, în China e altfel. Dacă este dat de guvern că se va face deployment la tehnologia de, nu știu, facial recognition în statut zone și se duc acolo și ai cel puțin 5 milioane de oameni și faci deployment-ul repede și vezi rezultate, retrainuiești și îți obții au o curătețe mai mare, da, e deja un start point. E diferit. Uh -huh. Unde mai pui că sunt foarte mulți și citările uh, pentru oameni de știință în China au crescut așa cum spuneai și da. tu. Dar, Unde mai pui că le dăm date moca. <laughs> da, dacă folosești uh, sistemul lor de cloud, da. Uh, dar hmm? sunt da. multe perspective și cred că nu trebuie să ne uităm așa ok, hai să facem același lucru. Ce poate să facă Europa diferit? Hai să ne gândim. Păi Europa are așa un avantaj că a pornit de vreme cu perspectiva asta de etică, de transparență și de a construi totul să fie human-centered, adică să fie omul la mijloc cu tot ceea ce mm -hmm. se întâmplă, nu să punem tehnologia. O abordare mai umanistă. Ceea ce e foarte interesant și uh, pro. Uh, plus unul, cum se zice așa de internauți. Uh, doar că... Asta vine la pachet cu reglementări. Și tocmai de-ai aveți foarte multe politici de AI, principii de AI și inițiative de reglementare a AI în Europa și la nivel de Comisie Europeană. Și uh, cei din America spun că nu știu dacă este neapărat o idee bună să reglementezi pentru că uh, pui stop progresului. Uh -huh. Depinde cum reglementezi și depinde cât de uh, adânc te duci cu reglementarea. Dacă este vorba de pur și simplu un data flow între state. Păi avem nevoie, că sunt multe state membre, nu e. În America sunt state dar stale lor. Aici sunt țări e separate. Federal acolo, da. Exact, e altfel. Avem nevoie de asta. Și, practic, punctul ăsta unic al Europei este tocmai partea asta. Faptul că a venit cu niște principii de vreme, că vrea să le respecte și că militează destul de puternic în direcția asta de a fi folosit pentru oameni și într-un mod etic, transparent și corect față de toată lumea. lucru care nu este în prim plan în China sau în America ca fiind posibil de implementat. Mm -hmm. În Europa pare mai posibil de implementat. Dar, bineînțeles, sunt avantaje și avantaje. Clar, Europa are AI-ul, inteligența artificială, ca focusul numărul unu. Comisia Europeană alocă foarte multe bugete, Franța are enorm de multe bugete, Germania și ea, România începe să aloce ușor, ușor. Da, deci, practic, începe. mă gândeam, când spuneai de partea asta, până la urmă, cred că Europa va deveni un fel de arbitru ar fi frumos, e un, termen, de bun. Așa, e un de, termen bun și cred că ar putea de, juca rolul ăsta cumva, pentru că ai foarte mulți oameni de știință, ai clar un avantaj pe zona asta de robotics, um, laboratoare, multe universități, deci ai, pool, ai zona de talent, de, de oameni care pot. Educație. Uh, da. Exact. Um, nu zic că, Doamne, ferește, în China sau în America, slavă Domnului, sunt multe și acolo, doar că în Europa sunt foarte multe care sunt în top. Ai hmm, Turing exact. Institute din UK, din Marea Britanie, ai și prin Germania, prin Austria, uh, Suedia, țările scandinave sunt foarte puternice, ai ruși în partea asta, la altă, uh, și ei foarte puternici matematic vorbind și pe criptografie și pe... Diversitatea asta, diversitatea asta, cred că contează foarte mult, mai ales și conglomerarea asta de multe state neaparat cu o viziune ne uh, unitară, dar în același timp uh, unidirecțională, să zicem că tot vrem în aceeași direcție, dar nu, cu, nu pe același path, uh, da, ca arbitru cred că ar fi interesant. Da, și eu aș vedea și rolul ăsta optim, cel mai optim l-aș vedea. Că nu poți altfel. Altfel, resursele resursele Statelor Unite și a Chinei nu le avem. Mm -hmm. uh, și chiar dacă, chiar dacă la nivel de GDP, să zicem, ce contează în momentul de față, probabil că n-ar mai conta în următorii 30 de ani chestia asta, ne poziționăm undeva, cred că, pe locul 2 ca unul european după Statele Unite da, la nivel este. de GDP. Oricum, dar fără o, cum să nu, nu contează foarte mult asta în viitorul ei, cred. Pare că e o industrie în care știi, uh, together we stand, divided we fall. Dacă noi nu ne afiliem ca toate statele în inițiativa asta, măcar europeană, să venim cu un sistem comprehensiv, ceva să zic că... Să tragem măcar în aceeași direcție. că Absolut. uite altfel... Până și la asta de da, agricultură. Măcar ceva de genul ăsta. Să avem niște sisteme pe care le cunoaștem. Uite cum Google are o grămadă de AI plays care sunt deja cunoscute. Eu sunt șahist și urmăresc constant direcția în care se duce Alpha Zero. Ștefan cu Go, Alpha Go. Adică ar, ar fi momentul, mai ales că avem să zicem framework-ul ăsta, Uniunea Europeană, avem deja primul pas, ne cunoaștem vecinii, măcar, hai să-i punem din nou la o masă, să-i aducem pe vecinii ăștia care știu AI dintre ei, să vedem că e clar, nu, nu poți să faci față dacă nu ai datele, cum ai spus și da. tu. Ne trebuie să agregăm toate datele astea și know-how-ul european, pentru că altfel, da, vom fi în bătaia vântului în fața. Uite, există giganților. un termen interesant care e foarte propice în unei discuții în zona de inteligență artificială, cooperare. Uh, cred că asta aduce nou inteligență artificială, cel puțin la nivel de business sau la nivel de startup. Dacă înainte puteai să-ți faci un software as a service business, adică o, un business ce livrează produse online, uh, consum servicii online, e, a, și puteai să-ți l faci tu individual, știi, niște tool-uri, începeai să vinzi online, e pe zona asta de deep tech startup-uri, start, start cu tehnologie profundă, am învățat că așa se traduce, <laughs> sunt un pic ciudat cu <laughs> tehnologie profundă, dar exact așa se traduce, este tocmai pentru că acum se trebuie investiție pe termen lung, pentru că sunt foarte multe stadii de tehnologie, multă complexitate și în tot procesul ăsta trebuie să colaborăm unii cu alții și tocmai de-aia și procesul investițional diferă foarte mult la ei startups, nu poți să ai pretenția ca în trei ani de zile să poată face ceva, e pe termen mult mai lung Uh, pentru că tehnologia asta e luată din laborator și pusă acum în lumea reală, este un pro, pro, proces de lume reală, de a înțelege cum impactează, cum o implementăm, cât de greu merge, cât de scump este, pentru că realitatea este că o infrastructură de cloud, să-ți tot trenuiești, să ții, să uh, ai business-ul business ăla pe termen lung, să pivotezi, uh, e costisitor. Tocmai de sunt uh, providerii de cloud care vin cu tot felul de oferte în ultima vreme. Uh, dar are multă complexitate și tocmai de aia când se investește într-un startup cu AI, nu se vrea scoate ceva în anul următor. E pe termen lung. Uh, contează foarte mult talentul din echipă, să poți înțelege complexitatea, cum evoluează dinamicitatea tehnologiei, să poți să adaptezi, să pivotezi și, bineînțeles, să-ți să găsești partea asta de cooperare. Prin cooperare, noi nu putem ajunge individual de parte foarte tare, decât dacă ne parteneriem. Și prin parteneriere înseamnă cam toate segmentele. Academia, zona academică de universități, zona de comunități, zona, zona privată, mm -hmm. zona corporate. Mm -hmm. Trebuie să ajută deep tech startups. Um, și, practic, toată lumea trebuie să-și dea mână cu mână. Și în Europa, da, e un avantaj că se vede inițiativa uh -huh. asta că oamenii se parteneriază. Se parteneriază în parteneriate public-private. Mediul privat vine să ajute mediul uh, public. Dar și startup-urile între ele încep să-și facă comunități. Nu știu dacă ați observat, dar sunt foarte multe startup-uri care încep să, să încep să aibă podcasturi. Mm -hmm. E foarte interesant da. conceptul ăsta. De exemplu, băieții de la Morphol, uh -huh. uh, care sunt AI Personalized Marketing Advices, au început să aibă un podcast, în care tocmai asta fac. Încearcă să, educă, să, să educe duce, oamenii de? pentru a asimila conceptele astea și tocmai pentru a-și asigura o piață, ca unde să vândă serviciile alea. Corect. Dar și în același timp să-și crească o comunitate pe lângă. Nu mai țin minte exact cine spunea, ceva investitor, spunea ceva de genul că dacă reușești să construiești o comunitate, să o hrănești și să o ții acolo, înseamnă că ăsta ar trebui să fie primul pas înainte de a-ți face un produs. Să-ți construiești comunitatea, să o uh, hrănești și să o ai acolo, engage, uh, permanent lângă tine. Și pe urmă să construiești produsul. E, mi, mi se pare foarte interesant ce fac băieții de la Morfol. Și fetele, scuze, zic uh, generic gen, băieți, dar sunt foarte female first, ca și persoană, așa. Uh, sunt și băieți și fete și chiar Alexandra, care e cofondator, e, e o fată foarte strong, așa, deci cu dosfăr uh, Felicitări pentru asta, dar... Uh, Asta zic că, uite, au făcut o comunitate, se parteneriază și ce este recomandat este ca și startup-urile uh, cu inteligența să se partenerizeze între ele. Adică să nu fim așa, mm. eu pentru Noi mine... Noi celorlalți, da. da. Ok, eu fac ceva cu machine learning, tu faci ceva cu machine learning, hai să ne întâlnim, mm -hmm. poate putem să facem ceva mai puternic împreună. Asta, asta e partea întunecată, zicem, a capitalismului uh, pur capitalismul pur în sensul în care nu vreau să mă duc neapărat că nu, nu e nimeni ultrasocialist aici sau comunist în sensul respectiv, dar și cu orice care duce în direcția respectivă în care totul e for profit și nu vezi mai departe că aduce un plus valoare rănește, știi, și putem vedea foarte bine în Statele Unite atâtea exemple da. negative de cum mâncarea, de exemplu, se duce în capul la nivel de calitate și capitalismul, la un moment dat, duce către direcția respectivă de scă culmea scăderea calității și mărirea profitului. <gântări> ceea ce n-ai vrea niciodată când ai început cu direcția asta. Da. Sunt curios cum o să evolueze în timp pentru inteligența artificială, că acum e incipient și evident că încerc să coagulezi. Până la urmă, noi, noi încercăm să facem toate chestiile astea noi, mă gândesc în general, așa, pe aceeași infrastructură cu aceleași resurse. Nu o să, până la urmă, și internetul și Google și toată lumea și Facebook, când, au, când a pornit prima dată, erau pe infrastructura respectivă, pe vremea respectivă, în care de-abia suporta. Ei au trebuit să construiască, Amazon, la fel, a trebuit să construiască o infrastructură și a trebuit să-și trăinuiască oamenii și resursele respective să poată să inoveze. Doar că, uite, poți să folosești, iarăși, leapfrogging este un termen de a sări peste etape, tehnolo etape tehnologice. Da. Și poți să te folosești de chestia asta pentru a nu reinventa roata și pentru a face trecerea chiar și pentru populație consum larg la ceva tehnologic avansat fără a mai trece prin etapele intermediare. Și îți dau un exemplu, cred că l-am mai dat pe ăsta, dar e foarte Elogven, bun. Da. În India au făcut au sărit peste o etapă pe fintech ei nu aveau telefoane smartphone, populația foarte puțin dintre ei aveau telefoane smartphone, și căutau modalitate de a transfera bani uh, rapid, online. Ei nu au putut, nu aveau smartphone, nu aveau acces la internet așa peste tot, și s-au gândit să folosească creditele uh, providerului de, de telecomunicație pentru a transfera acei bani și puteai să transferi chiar și de pe un feature phone, adică un telefon care nu este smartphone, un ah. telefon vechi. Nokia 3310. Da, foarte fain uh, și să transferi. Indestructibil, de da, fapt. da, da. Oh my god! It's totally fine. What the ah. holy crap? You can see exactly where the bullet hit the Nokia 3310. Mm -hmm. Aceea, ce înseamnă să ai o reputație care te precede oriunde știi? Nu contează. Exact, e o exact, e de foarte plastic <laughs> și practic ei Prin SMS luau sau credit, primul. exact, da. luau creditele astea de la providerul de telecomunicații și transferau banii, ceea ce asta însemna leapfrogging, trecerea de a sări etape tehnologice mm -hmm. și e foarte interesant, pentru da. că uite, tu ai deservit o problemă super mare impactul fără a mai urma acele etape Ei cam așa poți să faci cu ei ul poți să sari peste etape plecând de la premiza că ai infrastructură cloud, ce se poate de servi, ok, nu le folosești pe ale tale, folosești din America, dar poți folosi toate celelalte, că nu este atât de scump și că ți permiți, că obții ceva, unul dintre cei trei indicatori, dar sunt multe chestii, dar să știi că din punct de vedere posibilități poți să sar peste etape tehnologice și nu trebuie Pardon, nu trebuie să experimentăm toate challenge-urile, toate dificultățile pe care au trecut ceilalți Mai ales la, la publicul larg, nu? Că uh, un, exact. un uh, exemplu asemănător, uh, știam ceva un pic mai pe scară largă despre PC-uri, că în India și în Africa mai ales, uh, ei au, au sărit complet peste uh, era PC-urilor sau a calculatorilor clasice cum le, le știm cu toții. Ei au sărit pur și simplu de la uh, zero tehnologie la telefoane smart sau cel mai în sunt caz tablete. No. Da, nici laptopuri. Deci laptop au sărit de pur și care... simplu mobile direct, ceea ce uh, da. nu vezi evoluția respectivă. de asta pentru că uh, are... tehnologia a fost prezentată către ei. Uh, leapfrogging ul respectiv ar fi pentru o populație mai largă, dar nu neapărat pentru cei da. care sunt, uh, pentru cei care activează în domeniu. Exact. Cei care în domeniu. Mereu vor trece prin toate chestiile astea, prin toate etapele respective. Păi se aplică cumva că dacă ai se duce acum pe scară largă de consum, practic asta e diferența. El zicea că este în copilăria ei ului Este în copilăria ei ului în zona de larg consum, nu în zona de laborator. Exact. Acolo e destul da. de mai avansat. Dar în zona de larg consum, da, suntem la începuturi, încercăm să vedem impactul, cum percep oamenii uh, și e foarte important să sincronizezi momentul când livrezi o tehnologie. Că uite, așa au fost multe inițiative, gândiți-vă la Google Glasses. Foarte interesant, da. da, da, da. Uh, ce înseamnă să nu sincronizezi momentul la în tip și cât de mult contează norocul că vorbeam și de UiPad. Sincronizarea aia nu e suficient să ai talentul sau să ai cunoștințele. Sincronizarea aia e foarte importantă, tocmai de-aia e, e ceva ce spun tuturor, E bine să faci studiile la vremea respectivă. Ok, nu le-ai făcut făle când poți, dar ca și regulă generală, încearcă să nu sar peste etapele alea. Te formează și poate nu mai ai timp să le faci la calitatea respectivă în altă etapă a vieții. Uh, și da, e important iarăși să nu sărim peste etape. Ok, ajungem consum larg. Uh, noi nu știm multe, nu știm cum o să perceapă oamenii, nu știm cât de bine o să accepte... Uh, E foarte interesant. Acum e ca un studiu de, de caz în care vedem ce se întâmplă, aruncăm o pastilă. Ce cred că ajută este digitalizarea asta forțată acum. Cred că ajută puțin. Și partea asta de conștientizare de consum online. Că trebuie să... Ok, a apărut fenomenul de fake news. Fake news, tot așa, cu folosirea de modelor de AI. Deep fake. Deep da. Nu știu, vreau să spun acum un fals profund. <laughs> fals <laughs> profund. Oh, sună da. Sună ca nu ca, nu ca în perete, așa. Da, așa este. Și, da. mă rog, tehnologia mereu va avea două fațete ca orice altceva. Exact. Adversarial da. attacks. Este unul, adică atacuri care nu sunt binevoite. Da. da e da, un da. aspect. Tocmai de-aia. Sunt companii care asta se, cu asta se ocupă. L-am văzut la început în 2016, evident în 2020 sunt, toată lumea e mult mai conștientă, dar în același timp tot se întâmplă, deci se vor tot întâmpla chestiile astea. Înainte să, înainte să intrăm în, în să comunitate, intrăm în pre -accelerator, că am, vrea să discutăm și să pe comunitate, să intrăm cu baterii proaspete. Luăm o mică pauză publicitară pentru Sponsored by nobody. Sponsored by nobody. <laughs> It's time for EJ's Vino Saturday Night. Presented by no one. Și revenim un pic acum pe Discuția un pic despre comunitate, că tot ai discutat un pic despre comunitate. ai uh, Și n-am vorbit deloc despre București, aia e așa la uh, holistic, să că intrăm în uh, desișurile. Exact, și vorbește de morful că au început să-și construiesc o comunitate și uh, trebuie să le faci pe toate, practic, dar atunci când ești într-un yeah. într nou... Uh, univers trebuie să le ai pe... Nu le ai deja, nu le ai pe tavă, știi? Câteodată ai produsul, câteodată ai comunitatea, câteodată n-ai nimic. Și câteodată n-ai nimic. Cum, cum ai început cu comunitatea? Cum ai, cum ai crescut comunitatea? Are peste, Am văzut care peste 2500 de membri pe o piața atât de nișată, mm -hmm. 2500 de membri în București, mi se pare ceva A foarte. Avut tare. Și câțiva ani, că e din 2017, iar membrii nu sunt exclusiv din București, sunt din țară și câțiva sunt și din afară, cam 10%. Deci, cumva... Spune acum, provincia, numai de ce București, <laughs> e România, e, ai... Da, exact. Nu, să știi că partea sa de terminologie de nume, chiar am început să avem probleme și o să revizităm cumva. Ca USB-ul așa. Păi, <laughs> e o problemă, că deja, uite, noi facem preacceleratorul ăsta pentru Early Stage Deep Tech Startups, care înseamnă, tradus, uh, startup-uri, business-uri care au o componentă de inteligență artificială și sunt la început de drum. Um, și dacă facem preacceleratorul ăsta în care noi vrem să-i educăm, disciplinăm și să-i aducem de la concept la un produs minim viabil, uh, practic da, ne adresăm, uite, Europei Centrale și de Est, adică nu doar București. Nice! Ceea ce e un pică complexitate și ne-a pus problema numelui, de am zis că hai să nu ne lovim de problema asta acum, hai să facem să construim ceva. Știi cum e un nice to have, măcar să construiești tu, să impactezi și să vezi că crește ecosistemul și pe urmă să fie o chestie de nume. Asta să fie problema. Și până la urmă, dacă să este gândești, în București a început. București a început. Și poate fi, de fapt, uh, uh, piatra de temelie de unde a început și a început dintr-o nevoie. E o poveste, iarăși, pe care o tot citez, știți, tot de la bunica, na? A inspirat, inspiră bunica Bunicile în general inspiră Bunicii Bunicii, exact, da, da, da Știți povestea aia cu nevoia? Când te duci în pădure cu carul și ți se rupe roata Și ți se spune că să chem nevoia și te va ajuta Și la un moment dat strigă, strigă După nevoie, vină și ajută-mă să repar carul, roata Și nu vine nevoia Și până la urmă se apucă în genunchi acolo Să repare roata ca să ajungă acasă Că vine noaptea și vin lupii Cam așa suntem și noi cu nevoia și cu bucărestei ai eu activam global și a fost la un moment dat nevoia să găsesc niște ingineri pe machine learning. Na, am găsit eu ce trebuia să recrutăm în echipă, îmi trebuia atunci, doar că mi-am dat seama că e piața puțin sărăcăcioasă. Și ce să facem? Păi, hai, că ar trebui să dau puțin din cunoștințele astea și tot ce știu și ar trebui să pun oamenii ăștia pe care îi știu la un loc ca să reușim să dăm mai departe. Că sunt mulți oameni ca mine, nu sunt singulară și sunt mulți oameni care fac lucruri de calitate. Pe la universități, în companii private, nu trebuie să fii profesor, nu trebuie, trebuie doar să-ți dorești să transmiști ceva corect. Mm -hmm. Asta, integritatea asta profesională importantă. Și ne-am pus noi și am făcut un mita primul mitat în 2017. Au fost vreo 70 de oameni, au participat, nu l-am promovat, a fost o săptămână, doar am făcut așa foarte scurt și s-a validat cumva că există Dar interes. Dar pe platformă sau pe Facebook sau cum ați...? Uh, fizic, l-am făcut la Tehab Buest, S, minte că ne-au oferit... Ah, pe Hub, okay. Da, ne a oferit spațiu uh, complimentary, com gratuit și... Practic, asta e puterea comunității, că tu nu plătești, încerci să obții lucruri... Freebies, lucruri uh -huh. gratis, spații în care poți să-ți faci evenimentele, platforme, cloud credits, uh -huh. credite în infrastructurile de cloud de la providerii de cloud, îți faci workshopuri, uri îți vin profesorii sau trainerii, îți vin gratuit, nimeni nu cere bani. Iar cine îndrăznește să ceară bani, noi le spunem foarte frumos că noi facem pro bono și că uite creștem un ecosistem și că totul începe întâi cu a oferi înainte de a cere. Uhum. Pentru că realitatea asta este, o tehnologie nouă, n-ai cum să ai pretenția, Știi, ca în jobul ad-urile alea în care zice uh, Machine Learning Engineer, inginerul de Machine Learning și vrem să ai experiență 7 ani, 5 ani. Peste puțin, că Machine Learning-ul așa, mai pe scară largă, a apărut de 2-3 ani. Cum să am eu experiență 5 da. ani? Da. E cam așa ești cu comunitatea asta. N-ai cum să ai pretenția să obții ceva din ea, pentru că suntem mult uhum. prea la început, trebuie doar să oferi. Ideea este că oferind, de fapt, afli și tu multe. Și Absolut. eu am aflat din comunitate multe chestii cu care ei se confruntă, ce poți să faci, ce nu poți să faci, învăț permanent, mai ales să construim produse per se de ceva vreme. Pe mine mă ajută toată, toată interacțiunea asta și mă ajută să știu aplicat fiecare subtehnologie de AI, pentru că eu m-am nișat pe zona de AI și construiesc produse cu componente de AI, pe mine m-a ajutat enorm comunitatea, că am aflat, ok, care sunt challenge-urile, care sunt dificultățile pentru a implementa un, uh, un proiect cu uh, Natural Language Processing sau cu Computer Vision, sau cu, nu știu, Image Recognition, recunoaștere de imagini. Și toate astea te ajună, ajută într-un mod aplicat și deja okay. începi să ai un competitive advantage, un avantaj clar fața celorlalți care lucrează doar pe un proiect, uh -huh. pentru că tu ai perspectivă diferită. Și, de fapt, asta e puterea comunității. Uh -huh. Că unul cu unul se pune lângă celălalt uh -huh. și începe să împărtășească. Și, de fapt, afli problemele lui ca tu să nu te lovești fix de problema aia. Să nu uh -huh. reinventezi roata, să nu iei totul de la capăt. Ce este interesant este totuși că oamenii se ajută unii cu alții, dar reușesc să stea în, în zona lor, în comunitatea lor, acolo nu prea ies. ei nu prea ies în afară. Adică, nu, nu în afară geografic, ci... Nu suntem publici. Uh, Membră ăștia sunt strânși așa, uh, tot așa, proactivi, venind la evenimente, dar noi nu trebuie să facem reclamă niciodată în. A, inclusiv când puneam mitapurile sus, bine și subiectul destul uh -huh. de intens uh, popular. Uh, puneam cam cu o săptămână, două, hai maxim trei înainte, dar nu, nu puneam reclamă, nu făceam nimic. Ce eu, pe Facebook, uh, uh -huh. pe zona mea sau pe mita unde avem noi. Pentru că realitatea este că vrei oameni disciplinați ce participă. Nu vrei oameni care îți pentru buzzword. Vrei uh -huh. oameni ăia care au puterea și inteligența să fie disciplinați, să învețe. Nu trebuie să știi. Uh -huh. Dar trebuie să ai disciplina să înveți. E foarte... Autodisciplina asta e ceva ce e interesant ca și concept. Și tocmai preacceleratorul ăsta, unul dintre punctele la, pe care mizăm, este faptul că noi vrem să învățăm disciplina de a fi antreprenor. Um, vorbeam recent... Cu, cu un machine learning, cu un inginer de machine learning din Suedia și spunea că piața lor e foarte dezvoltată pe zona de startup-uri. Oricine are un job, are și un startup. E ceva atât de comun să ai startup, încât nu se mai gândește toată lumea, o, da, dacă pică drobul de sare, dacă nu am resurse, de așa. Uh -huh. Toată lumea încearcă să facă ceva. Mi-aș dori ceva de genul ăsta și în București. Mi se pare că este terenul propice. Clujul este iarăși propice. Iașul, Timișoara, sunt câteva hub-uri. Și cred că avem nevoie întâi să vedem puțină bunăvoință și atitudinea asta de întâi de a oferi, să o vedem ca exemplu în jurul nostru. Și pe urmă poate nu se mai pare ciudat ca cineva să spună ce știe. Am observat că la început era o reticență. Oamenii te priveau ciudat dacă vrei să ajuți. Ok. De ce mă ajuți? Mm -hmm. La, la nivel de uh, startups, uh, din, adică la nivel de fondatori startup-urilor care... Și ca individ ce vrea să se reprofileze, indivis. da. Okay. Okay. Adică de ce mi o oferit un comunitate sfat? sau care veneau în comunitate uh, la și, început? Și, 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 La început și, și acum când vin în comunitate uneori. Bine, acum e parcă un pic mai rafinat ce obiectivul, ce oferim și așa mai departe. Dar la început, da, când nu aveam un website sau mai multe informații, era foarte neclar. Cine sunteți voi? Ce faceți? Dar ce, cum puteți să oferiți voi sfaturi? Dar uite, aducem oamenii ăștia care știu mai bine decât noi. Mm -hmm. dacă care au deja AI da, plays pe Dacă n-ai încredere pe în noi, uite oamenii ăștia. Și ați setat mm -hmm. niște, să zicem așa, niște reguli da, de avem, interacțiune. avem niște reguli. În primul rând, avem chestiile astea de integritate, flexibilitate și uh, cunoștințe. Uh, integritatea este că nu trebuie să distribui informații care e falsă. Adică uhum. nu poți să spui că, nu știu, cu Neural Networks poți să faci un lucru cel pe care nu-l poți face. Adică trebuie să fii documentat când dai când o informație. Um, iarăși, pe partea asta de, de knowledge, trebuie să, cine pe cine aducem să vorbească, trebuie să fie un om cu un istoric probat și ideal să fie split jumătate, jumătate local, jumătate global. Adică noi întotdeauna încercăm să avem 50-50 split, să oferim publicului și... Um, nu știu, cu o perspectivă globală, adică cum văd oamenii sau cum vorbesc sau cum se adresează sau cum, cum sunt lucrurile pentru ei. Pentru că vrem să ridicăm puțin nivelul și e greu să ridici nivelul, e greu să disciplinezi oamenii atâta vreme cât nu au fost disciplinați în mediul școlar. E mm -hmm. greu, în general să faci lucruri pro bono. Dar vrem să vorbim despre oameni disciplinați, să revenim la preaccelerator. Am văzut că... Adică vreau să le dau oamenilor și ceu. Că noi vorbim în mod natural, am văzut că noi fiind niște mileniali jet by jet. Cam vorbim numai despre de ce că, cumva ne-am format obiceiul ăsta, dar un, mulți oameni, poate sunt curioși, poate un tânăr acolo care are, nu știu, s-a jucat cu TensorFlow, s-a jucat cu anumite chestii, a făcut da. niște proiectele, mai ales că tinerii ăștia chiar și un, un, mulți își bagă în pe multe lucruri și asta ar trebui să facă, știi? Stay hungry, stay foolish, să vă, vă băgați în toate tehnologiile astea noi. Uh, pentru ei, uh, am văzut că sunt uh, opt echipe care da. uh, puteți să le mentorați și să le sprijiniți, dintre care. Una va pleca cu grantul de 50.000 de euro. Are posibilitatea. Acum, are posibilitatea. Dacă nu, nu știi cum e, dacă tehnologii readiness level-ul nu, nu e la un nivel satisfăcător, nici nu poți să oferi așa, adică să fim realiști. Absolut. Este oferit de Gapminder, da? Absolut, da. Uh -huh. uh, Gapminder este unul dintre parteneri, împreună cu Taxcelerator, Orange, Școala Informală de IT și Smart Everything Everywhere, care sunt partenerii noștri. Fiecare partener a fost ales <laughs> strategic pentru că ne oferă ceva competitiv pe care noi nu, o componentă pe care noi nu puteam acoperi. GapMinder clar vine cu know-how, cu cunoștințele de investment, de investiție pe care noi nu le putem acoperi. Adică, ok, ok, suntem autodidacti, știm, dar până la un anumit nivel, e bine să aduci oameni care știu asta, fac de o viață și specializații, sunt uh, uh, experți în domeniu. Uh, și ei, da, oferă posibilitatea de a accesa acest pre-seed investment, doar dacă, bineînțeles, e ceva competent și bun. Uh, ne adresăm ca și public, cine se poate înscrie este practic orice persoană. De exemplu, dacă tu, nu știu, ai câțiva prieteni cu care faci și te joci cu tehnologia, poți să vii să te înscrii, adică nu trebuie să ai un start, nu trebuie să ai nimic. Pur și simplu dorința de a te juca cu această tehnologie uh -huh. și, bineînțeles, schilurile de a putea fi competent. Ca și skill-uri, da, aș vedea Python, că trebuie să știi, restul nu este uh, mandatoriu, nu este obligatoriu. Pentru că avem mentori care sunt Google Developer Experts, profesori de AI și așa mai departe, ce te pot îndruma și Am te pot un, ajuta. Un panou de mentori destul de interesant. Exact. Foarte și asta, practic, ori, noi te vom ajuta pe nivel de cunoștință, dar totuși trebuie să avem o bază. Deci dacă ai niște prieteni cu care tu te joci cu tehnologie, sigur poți să vii. Dacă ai deja un startup, startupul ul ăla nu are componentă de AI, dar te gândești pe rolul ul pe tău, pe ce vrei uh -huh. să faci pe viitor, că ai vrea să adaugi poți să vii iarăși. Dacă ai un startup de AI full și vrei să înțelegi mai aprofundat din mai multe perspective, pentru că ai ăsta e puțin mai diferit, vine cu o altă paradigmă pentru că în mod normal, când faci business normal, ai regulile societății și regulile de business bine stabilite și nu mai trebuie să explici de la zero. E, la AI e un pic diferit. Ok, ok, startup, startup, dar tu ai reglementări de AI, tu ai teren de reglementare de AI de care trebuie să știi înainte. Uh -huh. Nu te a pus să faci un business cu facial recognition dacă facial recognition începe să fie banat. Adică sunt niște le, lucruri strategice pe, pe care trebuie uh -huh. să le știi. De asemenea market readiness, un concept foarte asimilat cu lean startup uh, în businessul real, uh, market readiness pe tehnologie de AI poate să însemne ceva complet diferit. Mm -hmm. este Știi că vorbeam de mom a sincroniza momentul ăla. Mm -hmm. da. E publicul pregătit pentru a consuma acea tehnologie mm -hmm. la acel mm -hmm. nivel mm -hmm. în acel moment? Cum știi asta? Păi hai să vedem. Că degeaba ești tu o echipă bună, ai făcut super produs, super tehnologie dacă nu poți să sincronizezi momentul ăsta. Sunt foarte multe aspecte. Pe urmă partea de investment. Când primești investment pe proiecte de AI, trebuie să știi tot jargonul, trebuie să știi cum îți împarți, cum faci, care e roadmap-ul, care sunt așteptările, pe ce termen. Sunt foarte multe aspecte. Pe urmă partea de marketing. Nu te duci ca în mod clasic, ca un startup normal, îți faci site-ul acolo, spui AI AI-centered, AI-powered business. Nu, trebuie să te ajute cineva să-ți poziționezi business să te faci inclusiv pe ideea trebuie făcut altfel, uh -huh. trebuie gândit altfel. Și toate astea trebuie gândite din, să te centrezi în jurul ei și le gândești pe lângă el și să vezi cum faci. E, și asta noi am numărat că ar fi 10 segmente și o să avem mentori care au cunoștințe nișate și fac asta de ceva vreme pe segmentul lor, sunt specializați și vin din astfel 10 puncte Super, și te ajută tare. și sfiduiesc informațiile astea acum depinde de tine, tocmai de asta ziceam de disciplină să reușești să le culegi să le asimilezi și să stabilești un raport cu oamenii destul de bun astfel încât tu să te mai întorci la ei uh -huh. că asta e partea cu, cu rețeaua de comunitate este că tu te poți întoarce la oamenii aia oricând și oamenii ăia te vor ajuta cu un sfat oricând și nu ți vor cere bani pentru asta, pentru că ne sprijinim unii pe alții. Și, practic, așa ușor, ușor ecosistemul ăsta o să crească. Ce mai facem acum este să identificăm toate comunitățile ce au uh, o părticică comună de obiectiv și să ne construim așa ce ceva mai mare în care ne sprijinim unii cu alții ca să creștem ecosistemul ăsta. Că ecosistemul nu se crește doar că noi, Bucureștia, îi facem programul ăsta. E se crește că noi, Bucureștia, împreună cu toate comunitățile astea, împreună cu toți partenerii ăștia și cu toți, toate programele astea, putem să contribuim cumva. Dar nu o să putem noi individual să schimbăm. Chiar e nevoie de mulți actori în poveste și cred că am, sincer eu sunt uimită, e un feedback foarte bun. Toată lumea sprijină și sprijină proactiv, ceea ce e fantastic, sunt plăcut surprinsă și am, am mesaje și reacții gen, hei, avem și noi comunitatea asta, am văzut că faceți asta, vrem să vă sprijinim și voi, avem și noi un pic de audiență în zona asta. Super nice. Nu vezi asta. Adică în România nu mi s-a întâmplat să văd asta des. Asta înseamnă că este speranță. Sunt foarte puține pre-acceleratoare. Da, global, în general. Să explicăm un pic și partea asta de jargon de startup-uri. Până urmă, un startup e o companie de început, nu? Un accelerator ce face? Exact cum ai descris tu. Te ajută, tu ai deja ai deja format ceva îți dă posibilitatea, îți dai acces să spui pui ideea business-ul într-un context mult mai larg Exact, și Asta, acceleratorul în general e mai focusat pe partea de investiție, business și exact. maximizare, accelerare creștere accelerată a ceea ce ești deja Exact, da. ai o idee, ai o chestie deja proven, te duci sunt acceleratori foarte cunoscute în, mai ales în Germania da. în care te îți, îți propulsează business-ul proiecția pe care tu o ai trebuie să vii cu o proiecție și după aia ai, ai punctele astea, exact ca cum ai spus și tu, partea legală, partea exact. de marketing pe care nu ai specialiște neapărat în echipă în echipa ta, poate o să iei mai târziu. Un preaccelerator este ceva destul de rar pentru că practic te ajută de la zero exact. și acei 50.000 de, de euro... Uh, nu știu, sunt niște bani pe care de obicei uh, de obicei oamenii așteaptă 2-3 ani, probabil okay. încearcă să facă ceva și după aia primesc un, un grant de genul ăsta. Deci uh, mă bucură că am și văzut acum, că mă uitam acum categoriile pe care le aveți de aplicare, uh, poți să aplici cu startup-ul, poți să aplici cu echipa fără idee sau poți să aplici uh, cu ideea, dar fără echipă. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai tu de uh -huh. respectivă exact. și până la urmă este Disciplina, un, este spus, un da. program educațional puternic. Uh -huh. nu Chiar cam... așa îl văd, educația alternativă. Că este e un cea mai educațional educația educația de, de business uh -huh. uh, pe care nu l-ai oricând, evident, nișat pe partea de inteligență artificială. Da, aș mai adăuga, uite, asta e diferența între preaccelerare și accelerare. Accelerarea, clar, este growth, creștere rapidă, accelerată și mult, multe cunoștințe din zona asta de business și de investment. E Preaccelerarea se focusează mai mult pe knowledge-ul nu neapărat de business, pe knowledge-ul la pur, ca să te facă pe tine din punctul 0 sau minus 1, să ajungi la 0 sau 1. Exact. Da. Care tu ai nevoie, nu ai nevoie. Pe mine nu mă interesează acum să vină omul de business să-mi spună, uite, strategia asta, folosești metodologia asta, framework-ul ăsta. Vai, dar nu gândiți aici. De ce nu gândiți aici? Nu faceți sprinturi. Dude, nu faci sprinturi când tu nu știi nimic. Tu ai Doi oameni, doi oameni care uh -huh. să strâng acasă și o să se joace ei. Că, uite, au făcut un sistem de clasificare de imagini sau o, a folosesc ei computer vision să facă ceva. Ok, hai să trecem la nivelul următor cum pui ai într-o infrastructură, cum, o, cum îi faci deployment, cum sincronizezi rotițele ca tu să-ți faci un produs, ce rotițe ai nevoie să cunoști sau ce contacte din rotițele alea e bine să le ai în agenda ta. Uh, cum îți faci alegerile de infrastructură? Fiind punctul zero, este extrem de critic uh -huh. ce tech stack folosești, ce uh, exact. tool de tehnologie da, da. folosești. E, și ăsta e punctul în care tocmai de-aia line-up-ul de mentor este atât de puternic și de rafinat, pentru că eu... Noi trebuie să ne asigurăm că oamenii, ei vin cu cunoștințe mm -hmm. ce să fac deciziile. N-ai plantat copacul strâmb. Exact. N ai început în prima drept. E Cea mai importantă este. un pic tehnologia. Da. Exact. Cel da. puțin durează cel puțin un an să scap de deciziile astea de acum. Și este foarte important să primești sfatul potrivit în etapa asta a vieții și ai și o altă încredere în tine dacă faci alegerile potrivite. Pentru că alegerile de folosire a tehnologiei de aia pot fi scumpe uneori. Și Doamne ferește să faci o alegere neîmpotrivită sau, na, chiar uite, să se baneze tehnologia respectivă sau să fie reglementat în așa fel încât, de fapt, business-ul tot nu mai valabil. Uh, asta unul la mână. Și doi la mână, uh, noi în sine, echipa București AI, facem asta de zi cu zi, activăm în zona de construire de produse cu AI, din vari perspective și am învățat că e bine întotdeauna să oferi cunoștințe, la un nivel mai avansat și să pleci de la premiza că am încredere în omul cu care vorbesc și am încredere că este capabil mm -hmm. să crească. Să încep cu încredere, da. Exact. Toți, toți cei opt cred că candidați, toți cele opt start startup uri opt echipe, cred că toate sunt câștigătoare. Mm -hmm. Absolut, asta mă gândeam și acum. Uh, cel care ia, nu știu, grantul de 50 50.000, mi se pare, la un moment dat, acum, 50.000 de euro, uh, doar, uh, să zicem așa, un o confirmare a potențialului puternic, și puternic... Că împingere Creștere, de la spatele, da, ca să poți să te ajute. E, po, e posibil ca celelalte șapte startup-uri să, să continue. Sunt beneficii multe și, și pentru să, celelalte. Să continue și să poată să-și găsească alt grant, poate nu acum, dar cu knowledge-ul pe care tu le-ai acolo, cu informația da. respectivă, um, înseamnă foarte mult. Și exact mentalitatea de care vorbeai tu, Pomenei, Suedia. În Suedia există granturi de la stat pentru absolut orice. Dacă Doar vrei, o mică adăugire. Zic, uh, cei 50.000 sunt convertible note, adică e un fel de împrumut pris Seed uh, pentru acțiuni în acea companie. Evident, asta da, așa, da, așa da. funcționează venture capitalismul da, exact, în general. Doar ca să da. Da, 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 da. nu sunt uh, nou string uh, da, eu cu da, da. bani privați, dar în același timp din bani publici. De exemplu, că vorbei de Suedia. Da. Uh, acolo, dacă vrei să înveți chitară. Îți dă statul 5.000 de coroane să înveți chitară, să-ți iei da. o chitară. Dacă vrei să-ți faci un startup în tech, de asta Spotify vine de acolo, King vine de acolo. Sunt foarte multe companii în orice domeniu, de asta industria de jocuri este foarte dezvoltată acolo. Asta mi se pare că. Sunt susținuți? Mutați foarte puternic. aici cu chitară. Să știi asta. că avem foarte da. mult talent competent în România, în companii private. Uh, corporații sau nu, uh, sunt foarte mulți ingineri capabili, dar și oameni care să știi că, așa cum menționam mai devreme ne, AI, nu ai nevoie doar de inginer. Tu ai nevoie de avocați ca să te nu ajute poți să... Ai să... Numai exact, exact. Ai nevoie de oameni de art, ai nevoie de oameni de marketing. Gândește că noi am identificat 10 segmente musai-musai și toți oamenii ăștia sunt pe niște care nu sunt Doar unul dintre uh -huh, segmente uh -huh. este AI development, care implică lucratul cu tehnologie. Restul înseamnă altceva, product-market da. fit. Product Market Fit în înțelesul clasic are un concept. Ok, sunt puncte de intersecție, adică cel ce știe Product Market Fit normal, clar, poate să rezoneze, dar sunt niște specifice uh, lumii de AI. Și tocmai de asta mi se pare că pe zona de preaccelerator, da, nu găsești. Pentru, și să spun de ce cred că preacceleratorul este, de fapt, important acum, că altfel nu-l făceam uh, programul, este că... Pentru că AI-ul vine din lumea de laborator și a ajuns în lumea de consum larg, tu nu ai experiența uh, historical data, tu nu ai datele istorice să vezi cum faci, cum nu faci. E, cam așa și cu accelerarea. De ce și tu un startup într-un accelerator dacă startup-ul ăla nu a trecut prin etapa aia? Să înțeleagă, să eșueze, să testeze, mm -hmm. să vadă cât de mult durează să trăi în și să implementezi și să faci pe urmă ajustări. Ce înseamnă bias-ul? Ce înseamnă reglementări. Tu nu mm -hmm. poți băga un om în ceva uh -huh. deja rafinat, când lucrul la... Nu, piața nu este exact. rafinată. Piața nu este matură. Da. Și, adică uh -huh. eu înțeleg lip ul tehnologic, dar aici nu, aici este nu loc e loc de lip da, 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 Corect. Și tocmai de-aia cred că ăsta e motivul pentru care acceleratoarele și fondurile de investiții nu reușesc să găsească ei startups. Pentru că tot se focusează să creeze acceleratoare, dar ca să creezi accelerator trebuie să ai deja cunoștințe, să ai deja porni da. ceva, niște useri, pe când noi suntem la o etapă deci mai voi practic îi băgați în training. Găsiți 8 echipe, 8 startup-uri care au dorința asta și băgați ca într-o sală de startup de business practic. Școală, cu antrenori și inclus. Și tehnologie să știi business că, da, da. că mm -hmm. gândește-te că ei trebuie să-și aleagă infrastructura și conform obiectivelor și ce vor să îndeplinească. Învață cum să spui tehnologia într-un context de business Um, să ți știi, îndeplinești cele trei KPI-uri. KPI da. Că uite, dacă eu trebuie să obțin ceva, să fie mai ieftin ca soluție, păi trebuie să vedem ce e pe piață. Și eu mai dau -o, o să ne ajute că avem, uite, experți, Google Developer Experts, clar o să știe toți textea cu Google, Cloud Infrastructure da. și așa mai departe, TensorFlow, avem mulți care sunt super uh, experți. Uh, avem pe urmă, uite, Traian Rebedea, <coughs> ce scuze, Trai Rebeda, care este profesor de natural language processing la Poli, uh, el vine cu versiunea și de profesor din Academia, dar are și un startup, RoboSelf, uh, versiunea și aplicată. Deci avem niște profile un pic ati atipice, dar foarte, foarte competente. l avem pe Marius Leordeanu. Sincer, eu îl pe Marius așa ca o entitate în zona de computer vision. Știu că Marius e mai modest, dar face niște lucruri fantastice. Este apreciat global. Uh, Clar, pe Marius Leordeanu să-l găsești într-un alt fel de proiect, you just go and grab it, adică doar te duci acolo iei mm -hmm. cunoștințele. Mm -hmm. Mi se pare că e mult prea mare oportunitatea. Absolut. La asta și -am gândit flexibilitatea, și flexibilitatea, că iarăși ne-am gândit, ok, eu am job personal, eu ca să pot face programul ăsta trebuie să fie un program flexibil. Păi ca să pot participa și eu, așa sunt și alți oameni, poate au și ei job. Poate sunt la școală, că ne adresăm copiilor sau tinerilor 16 ani plus. Poate sunt la școală. E fantastic ce idee au 16 ani plus copii. Da. E, e, am rămas uimită și mi-a schimbat lumea așa o perspectivă a unui tânăr odată și de atunci a reconsider. Uh, poate să la școală. Vrem să le acordăm flexibilitate. După muncă, după cursuri, nu-ți lăsa jobul. Și 100% online? Da, 100% online. Și repet, nu-ți lăsa jobul. Am avut un, prupt. un, Exact, am avut un, un membru în comunitate, a venit el într-o seară, era în un meetup și a zis, ne strângem așa înainte să începem, ne strângem și povestim puțin și a zis că mi-am lăsat jobul, pornesc cu ei ai startup. Wow! A fost șocant! <laughs> Dude, da. nu-ți lăsa jobul, nu-ți lăsa sursa de venit. Nu, păstrează-ți jobul, e bine, totul e bine. Poți să faci startup pe lângă job, mai ales pe zona de AI. Că nu te duci hardcore să stai, poți să faci multe chestii ca startup pe zona de AI, pe lângă altele. Plus că îți lași jobul în momentul în care starta pută, tău, are un cash flow, are o sursă de venit, recurentă. Asta înseamnă și matur ma maturizare, maturitate, de fapt, maturizare, maturitate în, în ceea ce, în cum îți gestionezi viața prioritățile ha. și cum, cum le pui în context. Cum spuneai și tu, partea de AI și doar vreau să punctez și spuneai, uh, nimeni nu se așteaptă ca să ai o, un rezultat în următorii un an și jumătate, 16 Absolut. luni sau da. viteza respectivă. Se așteaptă în câțiva ani. E ceva care da. îl pui la cuptor și e slow cooked. Nu e ceva care da, îl prăjești pe tigaia acolo un imediat. Un criteriu de succes ar fi ca din astea 8 startup ce puțin jumătate să fie bootstrapping în continuare, mm -hmm. adică să se autosustină, să-și ducă ideea mai departe nu mă refer la un nivel super accelerat, gata, lăși jobul și faci astea. Nu, slavă Domnului, sunt pet projects, adică proiecte de-astea pe care le faci pe lângă muncă, uh -huh. eu am o tonă. Uh, se poate, deci dacă vrei se poate, trebuie doar să fii pasionat. Uh, iarăși, poți să. Deci ai bootstrapping în care este să te susții tu, ai de investment în care accesezi niște fonduri, uite, GapMinder uh, sprijină și oferă uh, posibilitatea de a accesa așa ceva. Pe urmă ai posibilitatea de a accelera într-un accelerator, pentru că noi fiind preaccelerator, uh, îți dăm doar baza. Tu poți să te duci mai departe pentru un network de business connections, de business proposition, partea asta de business puternică. Ce Și la noi se va întâlni, dar îți dai seama, noi fiind pe zona de ei, ne centrăm destul de mult pe ei. Uh, și acolo vei învăța iarăși. E o altă etapă. Ce este important este ca oamenii să înțeleagă că nu este doar o... sau că nu este doar o ușă pentru a avea succes și că trebuie să deschizi mai multe uși și sunt mai multe stagii pe care tu trebuie să le accesezi și să nu crezi că dacă te duci într-un accelerator sau un preaccelerator sau un ceva, gata, o să obții succesul și faima. Uh -huh. Este multă muncă, multe stadii, trebuie să fii disciplinat, să muncești și să... Îți dorești. E doar, începutul. Exact. E doar începutul. Și asta Dar contează e... foarte mult. Începutul este cel mai important. Foarte multă lume îl pierde în mână sau găsește scuze sau etică cum ar fi să ai începutul perfect. Ăsta pare un început perfect. Doar nu faptul știu, tu că... cred că și profesional gândește dacă vii uh -huh. la un astfel de preaccelerator, cred că te ajută și cu job Adică poți să fii mai competent uh -huh. în jobul tău. E win-win oricum ai exact. privi. Exact, da, nu. Îți e... pune în context foarte multe chestii și m sunt mulți oameni cu idei. Uh, uh -huh. Nu cred că omenirea duce lipsă de idei. Uh, Cred că zice cineva domnului, la un moment da. dat că fiecare om după planeta asta, nu contează ce educație a avut, probabil că a avut o idee la un moment dat și um, cred că mulți au o chestie de-asta. Băi, m-am gândit și eu la ideea asta, uite mă că a făcut unul. Păi, da, da, ăla a, a, fă, a făcut-o. Adică, ben, pur și simplu, ben. a avut dorința și nebunia să facă așa ceva, ceea ce... Nebunia aia, n-ar mai trebui să o gândim ca nebunie, ar trebui să o gândim ca o normalitate. Și voi, practic, vreți să norm să normalizați ceva ce noi, în contextul nostru românesc, așa să zicem, îl credem, îl considerăm nebunii. Îl considerăm, într-un fel, uh, o chestie neadaptată -ne la ce putem noi să facem. Și așa este, cred că ne aspirăm mult prea mult în jobul de zi cu zi, nu știm să avem grijă de programul nostru și cum ai spus și tu, dacă ești cu adevărat pasionat de ceva, poți să faci două lucruri în același timp fără nicio problemă atât timp cât ai uh -huh. dorința respectivă. Da, Că eu pot văd asta ca pot... și când ai cântat la chitară. Ok, îți place să cânți la chitară, după muncă ți e o oră să cânți la chitară. Totul Așa și vine cu din, uh -huh. asta. din hobby, trecem pasiune, trecem carieră, trecem în your Absolut. life goal, da. știi să zicem da, așa. Să ți placă, adică să nu faci, da, să nu da. faci neapărat pentru bani. Cred că atunci când o faci pentru bani, se schimbă puțin lucrurile că apare presiunea de a obține rezultate. Absolut. Dacă nu o faci din pasiune, apare presiunea de a obține rezultate pentru că îți pasă de impact, nu că îți mm -hmm. pasă că să vin sau nu banii. Corect. Da, asta este o gândire pe termen lung care Infinite mindset, ca exact. de Simon Sinek, mai. Uh, o gândire pe termen lung pe care trebuie să o să o dădecești așa, știi? Și sper da. eu ca mai mulți tineri să, să meargă pe direcția respectivă. Și apropo, că spuneai, poate ne dai exemplu la a, a, tipului tânăr care de a, a, avut, a, avut, dorința de a face ceva, de a, avut, de a avea o idee. Um, până la urmă, toată generația Z nu? și generația alfa care vine acum, sunt digital natives, le spunem noi, da? Sunt născuți în, în partea digitală. Noi mai suntem nu știu cum picior înainte de internet. Da, noi suntem mai cu da. un picior și înainte de internet să devină. să nu fie laborator internet, să știi, darpa, să fie uh, masă internet, da? Uh, mai știm și chestia asta și poate câteodată asta singura ne singura generație ne trage care trage un pic. Este fix la confluența dintre un shift total. Exact. Da. Ei sunt născuți acolo. Ei știu poate mai bine nevoile uh, de care or să aibă nevoie, să zicem așa, în viitor față de ce avem noi. Noi deja avem un bias. Noi deja avem o gândire uh, în care intrăm așa într un clash generațional. Ei vin cu altceva. Da, și e putem, ideea e respectivă o să fie e foarte interesantă. uriașă. Ți-am spus eu am fost surprinsă. Uh, ei au perspective complet diferite. Văd lumea complet diferit uh -huh. și nevoile astea ceva ce mie mi se pare, uite, TikTok-ul sau tot felul de... mi se par superficiale, da, le folosesc ca să le înțeleg, ca să știu să mm -hmm. vorbesc același limbă. Dar pentru ei nu e superficialitate, este o nevoie. Sunt oameni ce au fost impactat pozit impactați pozitiv de faptul că au folosit TikTok. Au învățat să gătească, au învățat să facă ceva. Adică se obțin și lucruri pozitive pe lângă relaxarea asta. Iar eu, pentru că sunt limitată în a înțelege perspectiva asta, de fiecare dată când interacționez cu copii, cu tineri, sunt uimită de faptul că sunt competenți, că înțeleg, că sunt fluenți în tehnologii, sunt fluenți în domenii de business, știu să pună problema complet diferit. Cu siguranță eu la vârstaia nu știam nimic și și acum uneori cum pun ei problema, mă uit la ei și zic, wow, nu m-am gândit la asta. E o perspectivă foarte bună. Uh -huh. Ei și mi se pare că diferența asta e ceva complet nou și eu am două segmente așa de audiență către care personal mă uit cu mare, mare atenție. Um, tinerii 16 ani plus și seniorii. Sună puțin contraintuitiv, dar am, am, e, sunt fantastici. Sunt fantastici uh -huh. pentru că deja au o viață în spate profesională, sunt relaxați, că au un venit. Nu mai au nimic de pierdut și nu le este teamă de ridicol, pentru că uh -huh. la noi, generația în care suntem tineri, teama de ridicol este destul da. de pregnantă. Ne, ne pasă prea mult ce cred alții Ne oprește noi. puțin, uh -huh. da. E, pe când ei nu mai sunt, sunt relaxați, e și oamenii seniori care chiar se duc și vor să facă ceva să schimbe, vin cu mult pe la masă. Și astea, segmentele astea două eu le urmăresc cu, cu atenție. Tocmai de-aia, dacă te uiți, știi că există Singularity University. Uh, tocmai sunt făcuți de oameni că trecuți prin viață mm -hmm. care tocmai vor să aibă ceva impact acum. Uh dar iarăși și pe zona asta de 16 ani plus, sunt foarte multe, sunt uh, aplicații și, și făcute de tineri în San Francisco și pe urmă folosite de între globul mm -hmm. și nu te gândești cum copilul ăla, pe lângă școală, pe lângă viața cu prietenii, mai face și asta. Păi copilul ăla de 16 ani cum poate și noi nu putem. Absolut. Pentru că lui îi place Minecraft și a găsit un modul să facă un feature care e, are un AI Play pe Minecraft. Foarte exact. frumos. Și a cuplat totul de pasiunea. Cum era avea. și pe vremea noastră când vrei să faci moduri pe jocuri de PC. Asta făceam. Era o chestie care mă interesa foarte mult. Cum puteam să modez jocul meu preferat să fie mai interesant. Să fac varianta ta. Să fac da. varianta ta. Foarte Ei frumos. acum pot face chestia asta într-un mod mult mai facil. Și mă gândeam așa. Este o evoluție. Na? Cred că și... Părinții noștri, sau, mă rog, generația trecută, când venim noi și ziceau, uite, mileniștii aceștia vin cu uh -huh. altă idee, știi, și e frumos să vezi chestia asta mai mai pe departe. Și e și... important să nu le limitezi, știi, noi ca părinți, datoria noastră e să nu le limităm. N-ai voie la laptop, n-ai voie la tabletă, n-ai voie la telefon. Uh, ok, sănătatea ochilor uh -huh. e importantă, bineînțeles, da? Dar nu limitați copiii. Nu poți să adică limitezi Să fim serioși, copilul are nevoie. Copilul meu are patru ani, are laptop, are telefon, are tabletă cine mă aude, dacă e mai tradițional, poate să condamne. Uh -huh. Dar realitatea este că copiii se pot autoadministra și sunt fantastici dacă le dai încredere. Uh -huh. Momentul în care le spui că nu ai... Uite, dacă dar trebuie să ai o conversație, trebuie să le spui. Unei e sănătos pentru un ochi, uite, îi arăți ceva, sau vizual, de ce nu e sănătos uh -huh. pentru ochi, se va auto singur. Important e că ei tocmai sunt fluenți cu tehnologiile, ei au nevoie uh -huh. de ele. Uh -huh. Poate noi nu avem nevoie tot timpul, dar ei au nevoie. Ok, nu stă cu ochii în calculator tot timpul, mai iese și afară, se și joacă, slavă domnului e totul bine, dar... Are acces tot timpul, nu, nu există benul ăla, nu există interzicerea. Ai voie la laptop doar două ore. A, că mai pun eu din când în când cu parental control și mai setez când văd că trece limita, asta e datoria mea de părinte. Uh -huh. Dar restul nu, copiii trebuie să fie puși într-un astfel de mediu. Da. Dacă, dacă dai foc la un telefon sau un laptop, nu o să-l ajuți în viitor, că Exact, exact sunt, sunt, sunt de acord cu Plus tine. Că și noi foarte avem complicat să faci chestia asta. Să Zine. zicem, noi ne aflăm aici și avem, să zicem, un podcast sau avem look, activăm în domeniile astea fix pentru că ne plăcea să ne jucăm. Aveam un calculator da. și ne plăcea să stăm Și aveam acces enorm. la, la tehnologie. Creativitatea da. noastră, faptul că înțelegem engleza destul de bine, toate sunt corelate și ar da. fi, cum ai spus și tu, ar fi destul de... îi tai aripile. Și a fost chiar uh, ultimul invitat, uh, invitatul anterior, da, să spunem așa, Andrei uh, Istrate, venise cu uh, care a refăcus RGDA și este un game developer, a venit cu un exemplu foarte bun de un părinte care a venit să-i ceară sfatul, pentru că copilul său era alienat de toate interesele colegilor săi. El este, era ca o umbră în clasă, nimeni nu l băga în seamă pentru că el nu n-a avut niciodată calculator, telefon și calculator oh. și toată lumea vorbea despre TikTok, despre TikTok sau Fortnite sau ceva de genul și el era efectiv în blank, el nu știa să asocieze, mai ales la nivelul ăla, când copiii imediat își fac un grup da. și cine nu știe, nu vorbește. E cu el. important să știu, uite, o să-ți dau un exemplu din lumea noastră, de adult profesional. Eu nu fumez ca persoană, nu recomand sincer, dar na, dacă fumezi, asta e treaba ta. Fiecare uh -huh. are grijă de corpul lui cum trebuie, cum simte mai bine. Uh, nu condam? doar că atunci, uite, când se iese social la o țigară, așa, nu înseamnă că eu nu pot să ies. îmi iau un pahar cu apă, îmi iau o cafea și ies. Absolut. Trebuie să avem curajul și să ne învățăm copiii și orice generație să aibă puterea să spună nu, să-și păstreze individualitatea. Uh -huh dar să se încadreze și să facă ceva în grup. Că da, puterea grupului e importantă și asta cred că e printre primele lucruri ce mi-am învățat copilul de patru ani este că să aibă curajul să spună nu. Nu-mi place lămâia, îmi place portocala Chestii simple. Uh -huh. Dar să poți să spui nu este extrem de important. Foarte puternic, da. Pentru că pe mine mă interesează ca el să crească ca un individ cu independență și să poată să spună nu dacă nu-i place ceva, să nu facă forța de grup. Uh, cum crește mare, ok, vrea să fumeze, e alegerea lui mm -hmm. nu fumează că uite fumează grupul social, foarte Absolut. frumos lasă-i să fumeze, mănâncă ciocolată, na, nu știu uh, dar să fie alegerea lui și nici să nu impui pentru că noi ca și generație, cum ziceai, că suntem între și între, nu cred că avem puterea să pătrundem toate fațetele astea mm -hmm. și să ne dăm mai departe niște idei preconcepute pe care le-am trăit noi, iarăși nu cred că și e. Și nici bine. ar trebui până la urmă, da. ar trebui să ne bazăm pe ei, să ne învețe da. mai, mai pe viitor. Și că să știi că ne învață. Asta e important. Și uite, legat de ei, chiar sunt într-un studiu în Spania, parcă, care, mă rog, cifrele arată cum că copiii peste 3 ani au puterea să înțeleagă termenii de inteligență artificială. Bineînțeles, la un nivel destul de bază, vizualizați și mai departe. Și se pleacă de la premiza că noi trebuie să-i autoeducăm cu tehnologia nouă de destul de timpuriu, nu la facultate, nu la uh -huh. master, e prea uh -huh. târziu, doar că putem să începem chiar de timpuriu. Și tocmai de asta au început să fie tot felul de cursuri sau învățare alternativă organizată. Sunt tot felul de grădinițe speciale unde fac mini proiectele, roboței de ăștia da, mici, că nu da. poți să-l înveți să programeze din prima, da, e nu, cam nu. mult, dar măcar la nivel mecanic, să vadă mecanica. Știți între... că Elon Musk are o școală alternativă? Da, da, e, cam așa. Copii acolo. Exact, <laughs> în direcția <laughs> Pot aia. Un șapte sau nu știu câți are, are mulți. 6 um, șase copii. 7, <laughs> cred. Momentan. Șapte? Păi și e X, cel nou. A da, 1-12. Da. da, da, da. Ah, ok. E și acolo, ca să. Examen de admitere, sunt niște întrebări foarte simple, dar fără un răspuns clar, nișat, știi? nu există un răspuns corect. Pe orice răspuns e bun. Te întreabă, să zicem, e planeta asta, descoperim că putem să o locuim, ce ai pune, cum ai structura prima oară, ce pui mm -hmm. pe planeta aia prima oară. Orice răspuns e bun. Asta e, practic să ieșim din bula asta, că copilul greșește. Nu, greșește, tu greșești, că îl uh -huh, stigmatizați uh -huh. și. El încearcă să înțeleagă lumea mai degrabă. Exact, și da, să Poate învețe. lumea lui va fi ceva complet uh -huh. în afara percepției tale. Oricum, asta spune. colonizează tot timpul, Marte. Absolut. N -n 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 sunt de părere că copilul sau, în general, copiii au o inteligență mult mai puternică decât reușim noi să harness, gen, să nu, nu, nu reușim niciodată să... sau societatea nu reușește, are o foarte mare problemă, să hărnească potențialul da. ăsta al copilului. Venim din contră și adăugăm uh, invidie, uh, chestii superficiale la care să se uite. Cum ai spus și tu, uh, ești, intri în peer pressure-ul grupului, intri... În, presiunea grupului pune stăpânire pe dorința ta în loc. Stai că dorința mea este alta. Eu vreau să fac altceva. Ai și scorarea individuală și tocmai de-aia când îți face o comunitate, de-aia oamenii sunt reticenți. Că oamenii au fost învățați la școală tot timpul. Ei știu doar mm -hmm. asta. Eu sunt scorat individual. Eu trebuie să fiu deștept. Da. Cel din stânga nu contează că e mm -hmm. deștept. O comunitate spune fix opusul. Cu cât suntem noi mai mulți, pe medie mai bine, cu atât o să ne fie mai bine. Mm -hmm. Nu mă interesează ca eu individ să fiu bine. Mă interesează ca tot și las din jurul meu să fie un pic mai sus. Eu, mm -hmm. eu, sunt, eu sunt partea optimistă așa din podcastul ăsta de obicei și cred că a, partea asta, evoluția asta și faptul că sunt conversații așa și există și conștientizez faptul că potențialul respectiv se poate, a, se poate deschide Uh, spune multe, până la urmă gândește de unde am pornit și unde suntem acum și cum vi viteza tehnologică ne duce mai departe, copiii sunt din ce în ce mai puși către o traiectorie cât mai bună. Uhum. Poate partea climatică este destul de îngrijorătoare, dar probabil tot tehnologia ne va salva și mi-a plăcut pe tot parcursul podcastului că am vorbit, am vorbit contextul de inteligență artificială, dar cred că cuvântul de bază al, podcast, al episodului ăsta este colaborare uhum. și comunitate, știi? Și uh, îmi dă speranță așa un pic mulți văd partea asta negativă, sunt două tabere, alea nasoală în care vine inteligența artificială și uh, o să fie un, un zeu benevolent sau un zeu rău. Uh, eu sunt de părere că vom, ne va ajuta să ne ducem mai departe tocmai prin colaborarea asta și prin, uh, și prin atenția asta, prin învă a din lecțiile trecute pe care le-am avut și. Și da, colaborarea cred că este cuvântul de bază din, Uite, din aș toată discuția cu noastră. Împărtășirea unui singur alt concept și cu asta cred că e bine. Uh, se numește regula Goldilocks, uh -huh. um, în care tu alegi varianta medie. Vine de la o poveste de, de Three bears, cei trei ursuleți, în care o fetiță Goldilocks um, i-au fost prezentate trei boluri cu polici, cu... Cereale. da, uh, să uh, zicem. O da. Așa, Unul era fierbinte, unul era rece și unul era călduț. E, fetița le spăla călduț. Și se zice că în orice avans tehnologic, dar și cam în orice ceea ce facem, ar trebui să mergem pe cel călduț. Să nu credem că vine AI, vin roboții, ne iau joburile și noi nu știu ce facem, suntem sub roboți. Sau să credem că, a, ei, asta nu-i bun, că, uite, a lui, nu poate să facă nimic, tot omul e de bază. Nu folosim algoritmul ăsta de clasificare de imagini sau de computer vision în, medical, în zona de medical. Pentru că, uite, eu, doctor, știu eu să pun mâna, simt eu bine aici. Da, da, te ajută, e mai eficient. Știi, trebuie să fim fix la mijloc, călduți. Uh -huh. Să fim conștienți de ceea ce poate face ai în modul curent. Să nu credem că poate să facă mai mult decât ceea ce poate duce, știi cum e. Un om poate duce atât, nu i da mai mult decât poate duce, că poate claca. E, suntem conștienți de deci ce poate face ai nu ne ducem mai extrem decât poate facem, dar nici să nu subestimăm, să zicem, a, nu e bun deloc. Mm. Eu nu vreau ai că uite, ce-mi controlează AI-ul viața? E, de bine de rău folosim Google Assistant sau toate toți asistenții ăștia, de bine de rău folosim predictive algorithms și estimări și recommender systems în Google Când Maps. Da, oui. sau Google Maps. Da, uite, ți intri online, cumperi o haină și mm -hmm. pe urmă vezi mai jos. Alți user au mai cumpărat asta sau uite, merge Absolut. și cu cealaltă. Asta e un sistem de recomandare mm -hmm. făcut cu algoritmi de machine learning. Da, toate astea noi le folosim deja și da, totuși suntem reticenți. Păi suntem reticenți tocmai pentru că nu cunoaștem și le vedem. Fica de așa. cunoaștere. Da. Era un exemplu care îmi plăcea să-l dau mereu despre când s-a inventat prima dată radioul și s-a dus către publicul larg, erau publicații ziare cum radio fură mințile o, tinerilor, asta pentru e. că tinerii stăteau la radio toată ziua și nu mai așau din casă și au zis că asta va fi de fapt pieirea omenirii. Și eu zic că suntem da, mai suntem bine, bine și că radioul mm -hmm. deja e înlocuit de podcast. Da, uite, așa și Netflix-ul și... era, știi că Netflix-ul zicea că vai, nu o să fie adoptat, că nu știu, și acum Netflix-ul de fapt este da. un lucru foarte bun în mm -hmm. pandemie. Mai nou, Tesla. la da. Și da. găsim o groază de alte exemple și poate următoarea idee de startup pe care o să o aveți voi în preacceleratorul de la București AI, va fi cu adevărat uh, ideea care va revoluționa și va pune România pe hartă. 30 septembrie intră pe București AI să afli mai multe, poate tu ești ai echipa câștigătoare, poate ai echipa care sub tutelajul mentorilor de la Bucharest te ai, nu știu, va schimba România, poate schimba agricultura tu, noul porumboiu. Exact, Alexandra Petruș, mulțumim, mulțumim foarte mult, foarte mult care? ne bucurăm și Uh, trebuie să mai vii dată. trebuie să ne spui cum a fost la preaccelerator, poate ne întâlnim cu concluzii, pentru că n-am vorbit de șah deloc și eu vrem la <laughs> episodul ăsta să vorbim despre Alfa Zero, Lila Stockfish. Da. Uh, cam atât. Te da. mai așteptăm. Mulțumesc că mulțumesc și mulțumesc că faceți asta, știi că nu e, nu e ușor să poți ajuta să influențezi pozitiv oamenii. Fiecare Bravo, o mică bucățică în ocean, o mică picătură în ocean și poate o să fie mai bine. Hai, narcă! Un like, un subscribe. La revedere. Papa, pa! pa. pa, pa.